Doamnelor, domnilor, este ora 15, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN. Klaus Iohannis ar putea să ia locul Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene, doamnelor și domnilor. Este scandal la Bruxelles, după ce Curtea Europeană de Justiție a dat un verdict care, practic, înseamnă o lovitură pentru Ursula von der Leyen. Spune că acele contracte de achiziție pentru vaccinurile anticovid nu au fost transparente. Această sentință vine cu o zi înainte de votul prin care Ursula von der Leyen dorea să mai ia un mandat în această funcție, șefia Comisiei Europene. Iar în acest moment, la Parlamentul European, se discută despre trei posibile variante de înlocuire pentru Ursula von der Leyen: președintele Klaus Iohannis, premierul Greciei și premierul Croației. Care va fi varianta norocoasă, doamnelor și domnilor, și o să discutăm dacă există această posibilitate ca președintele Klaus Iohannis, cel care este în căutarea unui nou post de mai bine de un an, ar putea să ajungă în fruntea executivului european. Între timp se adâncește misterul absenței președintelui Klaus Iohannis de la dineul oferit de președintele american Joe Biden. Nicolae Ciucă neagă că președintele Klaus Iohannis ar fi încercat să-l trimită pe el în locul său la recepția dată de Joe Biden. Însă aflăm detalii interesante, doamnelor și domnilor. Avionul de lux care l-a dus pe Klaus Iohannis la summitul NATO de la Washington s-a întors direct la Neptun. Știm așa, Klaus Iohannis nu a fost la recepția dată de Joe Biden, însă s-a dus la vila de protocol de la Neptun. Imediat o să vedeți toate detaliile. Până la această oră, administrația prezidențială nu a răspuns solicitării noastre să transmită care au fost motivele pentru care Klaus Iohannis a lipsit de la această recepție, iar Nicolae Ciucă spune că nici el nu știe care au fost aceste motive. Și avem și primul discurs al Dianei Șoșoacă în Parlamentul European, un discurs pro-rus cu foarte multe atacuri la adresa Ucrainei. Spune așa, citesc, că românii sunt sărăciți pentru că dau ajutoare Ucrainei. Bineînțeles că i-a fost tăiat microfonul Dianei Șoșoacă, imediat o să vedeți acest moment. Însă, pentru început, doamnelor și domnilor, vorbim despre informația momentului. La această oră, doamnelor și domnilor, este scandal la Bruxelles pentru că Ursula von der Leyen ar putea să piardă șefia Comisiei Europene. Printre variantele vehiculate este Klaus Iohannis, președintele României, alături de asemenea de alte două variante, premierul Greciei și premierul Croației. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, doamnelor și domnilor, este un semnal că nu prea mai se dorește ca Ursula von der Leyen să continue șefia Comisiei Europene. Curtea Europeană de Justiție vine și dă o sentință foarte interesantă. Spune că acele contracte privind achiziția de vaccinuri anticovid nu au fost transparente. Executivul european nu a oferit publicului un acces suficient de larg la contractele privind vaccinul COVID-19, constatând nereguli în justificarea sa pentru redactarea unor părți ale documentelor. Vă amintiți de altfel că acele contracte în mare parte erau niște linii negre, foarte multe clauze, iată, au fost acoperite. Și în acest moment sunt luate în calcul trei variante. Le repet, președintele Klaus Iohannis, premierul Croației și premierul Greciei. Imediat o să fim în legătură directă cu europarlamentarii Victor Negrescu de la PSD și Gheorghe Pipera de la AUR. De asemenea, alături de noi în platou sunt Bogdan Balanișcu din partea PSD, mulțumim, Ștefan Pălărie, senatorul USR. Salut, este aici profesorul de economie Bogdan Glăvan, colegul nostru Robert Kiș, jurnalist Antena 3 CNN și redactor șef Antena3.ro, și este și domnul Virgil Guran, senator PNL, în legătură directă cu noi. Mulțumim tuturor pentru acest România, cu plăcere. Domnule Guran, aș vrea să încep cu dumneavoastră pentru că e foarte importantă această ipoteză ca președintele Klaus Iohannis să preia șefia Comisiei Europene. Aveți sau știți vreo discuție internă în partid cu privire la votul de mâine pentru șefia Comisiei Europene? Pentru că așa arată datele în acest moment, Ursula von der Leyen s-ar putea să nu mai primească un al doilea mandat. Mă auziți? Acum vă aud. În cadrul partidului nu s-a discutat referitor la funcțiile pe care le poate ocupa Klaus Iohannis. N-am avut o astfel de discuție în forurile de conducere, dar din punctul nostru de vedere, de ce nu? Întotdeauna ne-a reprezentat bine în exterior, este bine văzut în structurile europene, așa că eu cred că va face față fără probleme și ne va aduce un plus pentru România, indiferent în ce funcție ar putea să fie. Spuneți, bun, domnule Pipera. Da, bineînțeles, în sensul că va fi pregătit pentru acest lucru, a dovedit-o.
Doamne Piperea, care sunt șansele ca Ursula von der Leyen să nu mai obțină un nou mandat la șefia Comisiei Europene și, iată, Klaus Iohannis să fie un înlocuitor în această funcție extrem de importantă? Răspunsul meu este așa. Începând de astăzi, de la decizia Tribunalului Uniunii Europene, șansele doamnei von der Leyen să continue sunt din ce în ce mai mici. Oricum, șansele domniei sale se redusesc destul de drastic, începând din momentul în care Partidul Republican din Franța, care are 9 europarlamentari, a declarat că nu o susține la șefia Comisiei Europene și interesant este că acest Partid Republican de care vă vorbesc face parte din Partidul Popular European, partidul care face, să mă rog, aș vrea să refacem legătura telefonică pentru că nu vă auzim foarte bine. Este și Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, în legătură directă cu noi. Domnule Negrescu, mulțumesc. În momentul de față, repet întrebarea, care sunt șansele ca Ursula von der Leyen să nu mai obțină un al doilea mandat în fruntea Comisiei Europene și Iohannis să fie un înlocuitor al acesteia? În prezent, eu cred că Ursula von der Leyen are majoritatea necesară în Parlamentul European, deși este o majoritate fragilă și va conta foarte mult cum se închid ultimele discuții din această seară, pentru că familiile politice europene care sunt dispuse să sprijine candidatura domniei sale au propus o serie de priorități pentru viitoarea Comisiei Europene și ne așteptăm ca președinta von der Leyen să vină cu un răspuns până la finalul zilei. Dacă acest răspuns va fi unul pozitiv, atunci cred că va trece la vot, dar evident nu cu o majoritate confortabilă. Există posibilitatea, domnule Negrescu, există posibilitatea, dacă Ursula von der Leyen nu va fi sigură de acest vot de mâine, ca mâine să fie votul amânat, 483 de voturi este majoritatea în Parlamentul European, 188 de europarlamentare are PPE și din ce înțelegem, sunt undeva aproximativ de 40 de europarlamentari din grupul politic din care provine și Ursula von der Leyen PPE, care ar putea să nu o voteze sau au transmis că ar putea să nu-i dea acest vot. În momentul de față, șansele sunt minimale privind amânarea votului. Dacă se amână votul, cel mai probabil există șansa să se schimbe propunerea pentru șefia Comisiei Europene, adică Ursula von der Leyen să cadă de tot. De aceea cred că mai degrabă va încerca să meargă la vot până la capăt în pentru ziua de mâine. Sunt alternative discutate la nivelul mai ales popularelor europeni. Mai degrabă premierul grec și premierul croat sunt favoriți. Nu am auzit alte nume. Unii vehiculează și pe președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, președintele care ieri tocmai a fost votată președinta Parlamentului European. Am mai auzit și de varianta fostul premier al Italiei, Mario Draghi, care ar putea fi favorit pentru a prelua această funcție în cazul în care Ursula von der Leyen se va retrage sau va pica la vot. Dacă popularii europeni renunță la șefia Comisiei Europene, atunci apare și varianta Draghi, însă nu cred că vor renunța. Mai degrabă vorbim de celelalte variante pe care le-am menționat mai devreme, însă din nou, tind să cred că mai degrabă are susținerea necesară și că vom avea vot mâine, însă toate lucrurile vor fi definite chiar în această seară, dar este pe ultima 100 de metri și pentru că în anii anteriori, când s-a discutat despre șefia Comisiei Europene, am avut o perioadă mai lungă de negociere și chiar două sesiuni ale Parlamentului European. Este pentru prima dată când avem doar o sesiune în care deci dumneavoastră spuneți așa, domnule Negrescu, în cazul în care nu va fi Ursula von der Leyen, din diferite motive, că se va retrage văzând că nu are susținere sau că mâine va fi un vot și votul este secret, atenție, și ar putea ca europarlamentarii să nu respecte indicațiile venite din partea partidelor, din partea țărilor, din partea grupurilor din care fac parte. Dacă nu va fi Ursula von der Leyen, spuneți că președintele Klaus Iohannis este cel mai puțin favorit, ca să spun așa, de a prelua această funcție, de a fi nominalizarea din partea PPE? Da, noi am văzut pe cei de la popularii europeni menționând aceste lucruri și chiar discutăm des. Adică problema este la nivelul familiei sale politice, înainte să discutăm despre votul din plen. Acolo lucrurile merg în altă direcție, premierul grec, premierul croat sau președintele Parlamentului European. Bun, în momentul de față, domnule Piperea, vă întrebăm același lucru. Există vreo șansă ca președintele Klaus Iohannis să ajungă în această funcție importantă? Știm că președintele își dorește o funcție importantă la Bruxelles după terminarea mandatului de la Cotroceni, dar poate îl termină mai repede. Nu, din punctul meu de vedere nu, nicio șansă. Mai mult decât atât, eu aș spune așa că, într-un fel, i-aș dori de un nou președinte să intre în această luptă și să și fie președinte al Comisiei Europene, pentru că s-ar putea să înceapă să lucreze, până acum n-a prea făcut-o. Însă, nu știu ce anume ați auzit din ce am spus eu, vreau să sumarizez.
Poziția doamnei Ursula von der Leyen se subrejește astăzi foarte puternic, dar ea era deja șubredă încă de ieri alaltă, când atât în Partidul Popular European, din care face parte și doamna Ursula von der Leyen, cât și în celelalte partide, inclusiv ECR, din care facem noi parte, era destul de clar că se va vota destul de mult împotriva doamnei Ursula von der Leyen. De altfel, doamna von der Leyen a și venit să discute cu noi ieri în ECR ca să ne convingă să o votăm. Evident că noi nu o să o votăm. E foarte probabil ca mâine să-și asume riscul totuși unui vot strâns sau eventual să fie un vot împotrivă, dar mai degrabă eu aș zice că se va amâna și eventual va renunța, numai că, asta vreau să spun și cu asta am terminat, numai că procedura nu e chiar așa de simplă, adică nu e ca și când s-ar retrage doamna von der Leyen mâine și tot mâine l-ar propune cineva, să zicem, pe Mario Draghi, ceea ce ar fi o cădere din la câmpuț pentru Europa. Trebuie ca Consiliul să se întrunească din nou și să discute propunerile și să se voteze, ceea ce înseamnă că se va aș vota. Aș vrea foarte important, a spus cum veți vota dumneavoastră, foarte important cum vor vota europarlamentarii PNL, care fac parte din grupul PPE, domnule Guran, și de asemenea, domnule Negrescu, cum vor vota europarlamentarii PSD. Aveți certitudinea că toți, sunteți și vicepreședintele Parlamentului European, aveți certitudinea că toți europarlamentarii PSD mâine, atenție, vot secret, vor pune ștampila pe Ursula von der Leyen? Eu cred că dacă se va ajunge la un acord până la finalul acestei zile cu privire la teme, dar și obiectivele pe care le are România, mă refer aici la ce înseamnă posibilul portofoliu de comisar european, eurodeputații PSD vor vota pentru Ursula von der Leyen, dar totul depinde de ceea ce vom primi ca și răspuns până la finalul zilei. Există premize la nivelul grupului nostru politic să votăm pentru ea, dar evident toate lucrurile vor fi concluzionate la finalul zilei când vom lua decizie și la nivel de familie politică europeană. Te rog, Robert Kiș. Răspunsul domnului Guran, după care chiar aș avea o întrebare pentru domnul Piperea, dacă se poate. Domnule Guran, europarlamentarii PNL votează Ursula von der Leyen? În mod normal, da, dar vă dați seama că întotdeauna există negocieri, se va stabili până la sfârșitul zilei lucrurile, dar de principiu, da. De principiu, dar nu e clar. Da. Domnule Piperea, spuneați că parlamentarii... Nu pot să spun eu cu certitudine un lucru care s-ar putea schimba la un moment dat, dar în momentul de față nu cred că există probleme în acest lucru. Domnul Piperea spunea puțin mai devreme că parlamentarii AUR nu vor vota pentru Ursula von der Leyen, sigur, dar știm că există în aceste ore, probabil, discuții între Giorgia Meloni, de exemplu, și Ursula von der Leyen, inclusiv pentru a obține votul unor parlamentari din grupul conservatorilor și reformiștilor, așa cum face și AUR parte din grupul respectiv. Știți cumva dacă colegi de-ai dumneavoastră din grupul politic din Parlamentul European vor vota pentru Ursula von der Leyen în baza acestor discuții? Părerile în privința reprezentanților Fratelli d'Italia. Eu cred că astăzi, după această decizie, o să fie destul de clar că nu o să voteze pentru von der Leyen, dar, mă rog, e votul liber totuși inițiar, din fericire este încă acolo democrație. Știu despre polonezi că, în mod sigur, nu vor vota cu Ursula von der Leyen, cel puțin asta mi-a spus în discuțiile face-to-face, și sunt de asemenea destul de mulți din țările nordice care, deși eu mă așteptam să voteze pentru, vor vota împotrivă. În orice caz, același lucru se întâmplă și cu doamna Meloni, ca și cel pe care l-a spus domnul Negrescu. Și în Italia se așteaptă o decizie în privința acelei persoane care va ocupa acel post de comisar. Înțeleg că vă negociază Meloni inclusiv funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru un comisar european din Italia, respectiv ministrul afacerilor interne din Italia. Așa cum arată lucrurile, Ursula von der Leyen cel mai probabil va pierde al doilea mandat, dar mai e o întrebare interesantă. Dacă europarlamentarii români ar vota Klaus Iohannis, președinte al Comisiei Europene, domnule Balanișcu? Păi cred că la această întrebare cel mai bine răspunde colegul meu, Victor Negrescu, proaspăt și ales vicepreședinte. Dar noastră ce spuneți că ar trebui să facă ai noastră colegi? Eu zic că este o decizie care îi privește pe ei în grupul europarlamentar social-democrat. Bun, dacă și se va ajunge aici, cred că va privi PSD pe ansamblu. Dar, ca să discutăm aceste chestiuni, cred că pe ansamblu este bine ca România să fie reprezentată la nivel deci european cu opoziție. Dați-mi voie să termin ca să nu interpretăm lucrurile. Cu o poziție de acest
acest fel. În schimb, sunt sceptic că domnul Iohannis va fi cel care va putea ocupa o astfel de depoziție. Luăm și această variantă. Ia ziceți, domnule senator Pălărie. Sigur, ne dorim tot binele din lume, așa cum ne-am dorit poate că ca echipa națională de fotbal să câștige campionatul european, să ajungă în finală și să bată. Ne-am dorit în mod evident ca un român să ocupe o funcție atât de importantă în spațiul european pe cum cea de președinte al Comisiei Europene. Dar apoi când intrăm de la acest vis, să spunem, să avem un român acolo în detalii, ați văzut și dumneavoastră de la firul ierbii, de la cei care sunt de la oricare dintre partidele politice implicate, dar acolo la Bruxelles, aflăm această situație pe care am aflat-o și eu de la colegii mei. Șansele reale de a nu avea pe von der Leyen cu un nou mandat de președinte Comisiei Europene, sunt relativ mici. Nu mă aștept să fie surpriză, cel puțin din partea conversațiilor care au loc nu în România. Sunt multe frustrări în România și probabil sunt multe frustrări și în alte state. Dar la nivelul cancelarilor europene, discuțiile purtate acolo sunt mai degrabă către închiderea unei europarlamentari, inclusiv români, și care transmit că, da, și-au luat angajamentul că vor vota, însă momentul în care spun ei, vor fi singuri în cabina de vot, nu vor face acest lucru. Este exact ce spun. Pentru că cel mai mare reproș care îi se aduce Ursulei von der Leyen este că nu ne-a ajutat cu nimic, ne-a ajutat România în ceea ce privește tema Schengen. E o discuție corectă, repet, și probabil că atât România cât și Bulgaria au această durere încă neînchisă. Plus, sunt în foarte multe state legate de ce s-a întâmplat între Europa și aceste două țări. Cu privire la mandatul Ursulei von der Leyen și în momentul de față, practic, aceste lucruri mocnesc de mai mult timp cu privire la schimbarea domniei sale. Cu tot sprijinul pe care îl are domnia sa, s-ar putea ca să se răstoarne masa. Dar mai țineți minte congresul PPE de la București organizat aici, în țară? Și atunci au fost... Și atunci au fost mai multe nemulțumiri legate de... Inclusiv a lui Klaus Iohannis, exact. Cumva, exact. Că da, niște înțepături fix către... Domnule profesor, Klaus Iohannis în locul Ursulei von der Leyen, cum vă sună acest lucru? Fantastic. Iohannis s-a mai autopropus și la NATO și cred că dacă mâine se reglează chestiunea asta, se va autopropune la următoarea funcție care o să apară peste o săptămână sau peste două săptămâni. Ca să și ajungi să șomer, ocupi, are nevoie. Ca să ocupi o funcție la acest nivel, trebuie să ai și un ceva în spate, pregătire, un rucsac, da? Trebuie să ai niște capacități, niște abilități. Ori domnul Iohannis nu a demonstrat aceste capacități nici în țară, dar... Dar credeți că ar fi capabil, având în vedere că este printre cei care ar putea să preia funcția printre numele vehiculate? Ar fi, îl credeți capabil să transmite europarlamentarilor PNL ca mâine să nu voteze Ursula von der Leyen, doar ca el să aibă ulterior o șansă de negociere? Avionul privat îl poate lua repede până la Bruxelles, ai nicio problemă. Bun, Klaus Iohannis mi se pare că controlează destul de ferm Partidul Național Liberal. Tocmai de asta întreb. Din acest punct de vedere, să spunem că ar avea un mic avantaj, dar un foarte mic avantaj. Însă, repet, Uniune, și asta e subiectul care trebuie să ne preocupe, Uniunea Europeană este la un moment de răscruce, trebuie să clarificăm ce s-a întâmplat cu acele contracte din pandemie, suntem loserul economic al Europei, da? Asta este Uniunea Europeană astăzi și doamna von der Leyen, după părerea mea, ar fi fost înțelept să nici nu mai candideze. Și ar fi bine să stăm cu fața către popor, către cetățeni, vedem cum electoratul din țările occidentale își schimbă atitudinea și pe fundalul acestor știri ar fi bine să se retragă tot. O întrebare scurtă și un răspuns scurt, domnule Pipera, domnule Negrescu, ați vota Klaus Iohannis președinte al Comisiei Europene? Răspunsul meu foarte scurt este nu. Domnule Negrescu? Răspunsul meu este că nu se va pune problema. Dar dacă se va pune problema, ce vă face europarlamentarii PSD, domnule Negrescu? Sunteți și vicepreședinte al Parlamentului European, nu ocupați o funcție. Dumneavoastră personal. Cum votați? Da, mie nu-mi place să trăiesc în scenarii. Mie place să mă uit pe realități. Am înțeles. Țineți la stabilitatea țării. Ne-am obișnuit cu discursul. Mulțumim, domnule Negrescu, domnule Pipera, pentru intervenții. Vreau să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru că avem în continuare misterul dispariției sau absenței lui Klaus Iohannis de la dineul oficial de la Casa Albă organizat de Joe Biden după summitul NATO. În continuare, administrația prezidențială nu a fost în stare să comunice un răspuns. De ce nu a fost prezent președintele Klaus Iohannis la acest dineu? Domnul Claudiu Năsui, de la USR, cel care a făcut publică această informație, vine astăzi cu niște completări interesante, pune traseul avionului domnului Iohannis și spune așa: iată și traseul domnului Klaus Iohannis, s-a umplut România de rușine, lăsând-o nereprezentată la dineul șefilor de stat NATO de la Casa Albă, a eșuat lamentabil în misiunea de a-l face pe domnul Ciucă să pară prezidențiabil, așa că omul a avut nevoie de încă o vacanță direct la Neptun. Acesta este traseul avionului privat de lux închiriat din banii dumneavoastră, că tot v-au
crescut taxele de 3 ori în ultimii 2 ani. Este ceea ce spune domnul Năsui, atașează și acest traseu al avionului. Să vedem ce spune domnul Ciucă. A fost întrebat Nicolae Ciucă așa. Ați fost dumneavoastră trimis de Klaus Iohannis la dineul organizat de Joe Biden la Casa Albă și nu ați fost lăsat să intrați? Haideți să vedem ce răspunde. La pactul NATO pentru Ucraina. În poza de grup erați dumneavoastră, nu era domnul Iohannis, chiar în spatele domnului Biden în timp ce domnia sa vorbea la prezidiu. De ce ați fost dumneavoastră în acea poză de grup alături de alți deștepți de stat și de guvern și nu a fost domnul Iohannis? Pentru că președinții care sau prim-miniștrii care nu au putut să participe la această ultimă activitate au delegat reprezentanți care să participe la activitatea respectivă. Și la dineul respectiv? A fost și un dineu, la dineu este vorba despre altceva. Am văzut, este absolut un fake că a fost înmânată, transferată invitația către altcineva, către mine, pentru că despre asta este vorba. Deci este un fake. Cei care livrează astfel de fake-uri trebuie să știe că o astfel de invitație nu se, este, dincolo de faptul că este nominală, nu se transferă ca biletele la meci. Și nu, domnul, știți motivul pentru care domnul Iohannis... Nu știu să vă spun. Nu știe să ne spună, deși a fost la Washington cu președintele Klaus Iohannis. Robert Kiș, oare ce să se fi întâmplat acolo de administrația prezidențială de 24 de ore nu poate să răspundă? Este foarte posibil să nici nu avem vreodată vreun răspuns oficial. Poate în viața asta vom afla un răspuns pe surse, deși foarte, foarte, foarte mare acest mister, pentru că în continuare la 24 de ore de la momentul în care Claudiu Năsui, care iată, a ieșit în evidență cu acest subiect, cel al absenței lui Klaus Iohannis, observabilă de altfel absența, pentru că o putem observa din fotografiile de la dineul respectiv. Ne spune Nicolae Ciucă, ne spune că nu a fost singurul lider de stat care a lipsit, deși păreau cam toți liderii statelor noi NATO. Noi am numărat și erau cam toți cu soțiile respectiv. Sau respectiv soții. Dar vă spuneam, nu cred că este pentru prima dată când nu vine un răspuns dinspre administrația prezidențială. Președintele Klaus Iohannis are astăzi activitate publică, înțeleg, la Palatul Cotroceni îi primește pe cei care vor reprezenta România la Jocurile Olimpice. Vom vedea dacă poate vom avea noroc și de o declarație de presă pentru a-l întreba pe președinte ce s-a întâmplat, care este motivul pentru care nu a participat la dineul respectiv. Bun, partea cu Nicolae Ciucă, și mie mi-este greu să cred că a ajuns Nicolae Ciucă undeva în dreptul unei uși și nu l-a lăsat cineva să intre. Faptul că poate au încercat să transfere de pe un nume pe celălalt invitația, posibil, deși nu se poate, că nu poți, că nu a mers la Untold sau la vreun alt festival, la Beach Please, că tot e la mod acum. Sau putem, Saga, să zicem, sau Saga, să le zicem pe toate trei. Da. Domnule Guran, ce a făcut Klaus Iohannis? De ce nu a fost la dineul organizat de președintele american Joe Biden? Înțeleg că a venit în țară, că are activitate aici. Domnule Guran, s-a dus la Neptun. Domnule Guran, stați un pic. A plecat de la Washington, s-a urcat în avion, iar avionul l-a oprit la Neptun. Ce activitate avea domnul președinte la Neptun? Adică stă la plajă? Bine, acum sincer să fiu. Credeți că știu eu care este programul președintelui? Nu, dacă noi, dar noi vă spunem unde a aterizat aeronava. Dacă mi-ați spus înainte de emisiune, poate mă informam să văd care e programul președintelui. Eu știu care e programul senatului, al meu. Sunt convins că este orientat. Nu vă faceți probleme că s-a întâmplat ceva care ar fi în detrimentul României. Nu ne-am îngrijorat, să știți, dar suntem foarte atenți, deci, dar nu suntem îngrijorați. Deci, am înțeles, dar ascultați-mă ce vă spun. În cazul în care nu a fost acolo, cred că există motive plauzibile pentru România. Și nu ar trebui să le știm și noi? Opinia publică. Acum să vă spun ceva. Unele lucruri și trebuie să le... Sunteți și dumneavoastră de acord. Și într-o firmă, și într-o televiziune, și în țară, sunt lucruri care se spun, sunt lucruri care mai bine nu le spui. Dar bănuiesc că va fi altcineva președinte al Statelor Unite. Domnule Guran, nu avea rost să mai meargă președintele României. Deci, din punctul meu de vedere, vă spun ceva.
din punctul meu de vedere. Bănuiesc că nu o să mai fie Biden președintele. Bun, dar legătura e următoarea, adică nu o să mai fie Biden, ce rost mai avea să mai meargă Klaus Iohannis? Păi nu mai venea nimeni, domnule Curancu. De ce o interpretat așa? Asta este interpretarea dumneavoastră. Eu am spus că, după părerea mea, Biden nu va mai fi președintele Statelor Unite. Ce legătură are cu prezența lui Klaus Iohannis la Dineu? Că asta e legătura pe care o facem logic din ce spuneți dumneavoastră. Îmi pare rău dacă vă pun cuvinte în gură. În rest, nu mă întrebați pe mine de ce n-a participat președintele Klaus Iohannis, că nu sunt nici purtătorul de cuvânt al președintelui, nici nu știu programul președintelui. Din punctul meu de vedere, v-am spus, este, după părerea mea, în politică externă, a fost un om foarte orientat, indiferent de ce spun opozanți. Orientat am văzut către ce. Domnule Guran, cu tot respectul, parteneriatul este între România și Statele Unite. Parteneriatul nu este între președintele României și președintele Statelor Unite. Între Iohannis și Biden. Că nici deci președintele Iohannis nu o să sunt convins că acțiunile președintelui sunt convins. Și acum nu spun că aș fi obedient, că mă știți că sunt dintr-o bucată. Sunt convins că președintele a judecat bine parteneriatul cu Statele Unite, pentru că a fost un parteneriat real. Și va fi în continuare și când va fi Ciucă președinte al României. Și care ar putea să fie explicația pentru care să nu meargă la un dineu oferit de președintele american Joe Biden, de unde nu a lipsit niciun alt lider NATO? Adică... Credeți-mă că dacă mă știam, vă spuneam, dar n-am de unde să știu eu care este realitatea și nici nu fac speculații. Chiar dacă era Ciolacu, nu făceam speculații, cu toate că e adversarul meu politic. Și apropo, că spuneați că poate a avut altceva în agendă, să știți că acest dineu a fost în a doua zi de summit. Deci președintele Klaus Iohannis era în America, era în Washington în momentul în care avea loc acest dineu. Bun. Da. În logica dumneavoastră, domnule Guran, nici Klaus Iohannis nu va mai fi președintele României. Deci un motiv în plus să se vadă. Un președinte pe final de mandat, un președinte tot pe final de mandat. Bun, este clar că Klaus Iohannis nu mai poate să candideze pentru un nou mandat. Asta este clar și este evident că nu va mai fi președintele României. Bine că a trecut în Constituție acest lucru. Da, corect. Constituția prevede acest lucru și respectăm ceea ce prevede Constituția. Dar eu cred că în relații internaționale chiar s-a descurcat foarte bine, să spun, cu toată deschiderea. Am înțeles. Domnule profesor Glăvan, totuși, dineul de la Casa Albă, după summitul NATO, moment aniversar, toți șefii de stat și de guverne, după logica domnului Guran, domnul Iohannis a zis, va fi următorul președinte Trump, nu are sens să mai pierd timpul pe aici. Nu cred că trebuie să explicăm cetățenilor evidența, că fiecare dintre noi a trecut în viață prin momente mai mult sau mai puțin ceremonioase. Da? Dacă ne invită cineva la o nuntă sau dacă să mergem undeva, să ieșim la o cafea, nu spunem da, confirmăm că sunt convins că asta s-a întâmplat, după care ne închidem telefonul și dispărem ca măgarul în ceață, fără să spunem nimica. Nu, măcar acolo o minciună respectuoasă trebuie să spunem, elegantă, adică, domne, m-am îmbolnăvit, mi s-a îmbolnăvit pisica, știți, deci o chestie, adică inventăm un alibi care să fie cât de cât plauzibil, care să fie elegant. Dar problema mare cu președintele nostru este că dânsul nu oferă nicio explicație. Și în cazul acesta, în cazul acesta particular, părerea mea este că nu oferă nicio explicație, nu dintr-o aroganță, așa cum ne-am mai obișnuit, ci pentru că a fost o chestie premeditată, plănuită de a absenta de la acel dineu, însă, într-adevăr, nu a ieșit pasența, ca să zic așa, adică domnul Ciucă nu s-a infiltrat acolo. Mie mi se pare... Da, e o piesă de teatru, o cunoașteți, s-a jucat la Teatrul Național asta, dineu cu proști, dar pare că suntem noi luați de proști de către domnul președinte Iohannis. Suspiciuni că dumnealui ia pe persoană fizică ceea ce înseamnă funcția pe care o ocupă în statul român au fost de mult. Și când au fost discuțiile despre sistemul Patriot și când au mai fost alte lucruri în care am simțit mai degrabă că încearcă să-și construiască o carieră politică. Dar gestul ăsta de la absenta de la dineul oficial, nu exista un grup, o ambiență mai valoroasă decât să fii ca reprezentant al României la acel dineu. 75 de ani împliniți de NATO, Washington, da, Casa Albă, locul din care, de fapt, în momentul de față se face politica externă la nivel de glob și cei mai înalți lideri din toate statele membre NATO. Să lipsești de acolo este efectiv absurd. Suicid politic și suicid de reprezentare al statului din care tu ai venit. Asta mai e, trebuie spus, că suicid politic am înțeles, dar totuși acolo Klaus Iohannis este în calitate de președinte al României. Despre aceasta este vorba. Reprezintă totuși țara asta până în ultima clipă de mandat.
Absența președintelui Iohannis de la acest dineu, din punctul meu de vedere, fără să prezinte niște explicații plauzibile, eu aș prefera, domnul profesor, să fie adevărate, nu să fie niște minciuni pe care le scornesc stafurile de la administrația prezidențială, dar această absență de la acest dineu, din punctul meu de vedere, este un eșec diplomatic pentru președintele Iohannis. Deci ori s-a stricat la stomac, ori la cap, scuze, da, una din două. Vreau să vedem pe Diana Șoșoacă. Primul discurs în Parlamentul European, discurs pro-rus. Multe acuzații la adresa Ucrainei, spune inclusiv faptul că, citez, românii sunt sărăciți pentru că ajută Ucraina. I s-a tăiat microfonul, să vedem momentul. În februarie 2022 am făcut primul memoriu internațional Neutralitate pentru România, Pacea de la București. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la București. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federația Rusă. Moment în care, împreună cu alți parlamentari, am discutat cu aceștia. Pacea nu se face trimițând arme. Ați distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciți ajutând ucrainenii non-stop. Avem peste 1 milion de români acolo, au fost maltratați, nu s-au închis din 220 de școli, nu mai sunt decât 8 în limba română, unde nu se vorbește limba română. Li se interzice să vorbească, să se roage. Așa că vă rog frumos, pentru pace, faceți negocieri de pace, nu trimiteți arme cu care omorâți oameni. Robert Kiș. Era de așteptat. Nu i s-a închis microfonul pentru că, nu știu, spunea niște lucruri. I s-a închis microfonul pentru că a terminat timpul în Parlamentul European. Pe procedură. Da, pe procedură. S-a semnalat de 3 ori consecutiv de multe ori spre a depășit. Deosebire de Parlamentul României, dacă nu respecti procedura, până la urmă ți se oprește și microfonul. Nu, e discursul Dianei Șoșoacă. De asta a mers în Parlamentul European Diana Șoșoacă, pentru a-și face vocea auzită și live-urile văzute de comunitatea sa de pe rețelele sociale. Și începe cu un discurs anti-Ucraina. Da, e evident, adică e bun. Din momentul în care ești singurul reprezentant al unui partid politic și singurul politician care merge la ambasada Rusiei toată ziua, bună ziua, nu ai la ce să te aștepți. Te aștepți la un politician care susține narativul Kremlinului, ceea ce Diana Șoșoacă face în Parlamentul European. Sigur, printre afirmațiile pe care le face Diana Șoșoacă sunt și multe fake news-uri și sunt multe... Cele mai multe sunt fake. Da. De la partea cu drumurile, că nu s-au distrus drumurile, drumuri nu prea au fost în România. Abia acum mai facem și noi niște drumuri, ceea ce poate să fie chiar un avantaj pentru țara noastră în contextul în care, pentru a ne apăra, pentru că nu plecăm nicăieri la război, dar pentru a fi pregătiți în cazul în care se pune problema de un război, atunci trupele NATO trebuie să ajungă repede pe teritoriul României. Pentru asta ai nevoie de o infrastructură foarte bine pusă la punct. Poate fi în avantajul României să avem drumuri care să străbată țara dintr-o parte în alta, chiar și pentru necesități, acestea însemnând exerciții NATO sau la nevoie, în caz de, Doamne ferește, nu, de intervenția aliaților pe teritoriul țării noastre. O să vedem cât va rezista Diana Șoșoacă fără sancțiuni în Parlamentul European, pentru că lucrurile acolo sunt foarte clare. România, ați văzut ce s-a întâmplat cu Diana Șoșoacă în Parlamentul României, însă în Parlamentul European regulile sunt foarte stricte. Mai avem puțin timp la publicitate și vreau să discutăm și despre această variantă vehiculată intens. Klaus Iohannis, premierul României. Marcel Ciolacu, tot de detalii despre acest tandem. Nicolae Ciucă, președinte, premier Klaus Iohannis. Haideți să vedem ce spune și premierul Marcel Ciolacu, dar ce spune și Nicolae Ciucă despre această posibilitate ca președintele Iohannis să fie premier la Palatul Victoria. Este un fake. Este total neadevărat. Este o abatere de la atenția și de la problemele curente. Cel mai ușor este să abați atenția Marcel oamenilor. Marcel Ciolacu a comentat astăzi un astfel de scenariu. Diferența dintre noi doi este că eu nu comentez. Eu spun doar că este o informație falsă. Am zis că toată lumea își dă cu părerea. N-am probleme. Poate să fie. Dar trebuie să câștige alegerile. De acest duet, Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis, ar putea exista un astfel de tandem? N-ați vrea să-i întrebați pe dânsii. Adică mă abțin cu greu. Domnule premier... Da, e performanța. Închipuirea performanței. Nicolae Ciucă și-a anunțat de la Washington candidatura la prezidențiale chiar înainte să aibă ședința în partid. Dumneavoastră când veți face un
un astfel de anunț în privința candidatului. Cu certitudine, nu când mă duc la Washington. Presupun că și eu, când am văzut prima oară, am crezut că s-a înscris la Conferința Democraților pentru locuirea președintelui Biden. Da, o să, dacă va fi nevoie de acest anunț, o să-l fac cu certitudine în România. Domnule Pălărie, cine are dreptate aici? Marcel Ciolacu când spune și împinge această posibilitate, dacă domnul Ciucă va fi președinte, va dori să-l numească pe Klaus Iohannis premier, sau Nicolae Ciucă, președintele PNL, care spune că Marcel Ciolacu încearcă să denatureze atenția de la problemele curente ale guvernării? Eu nu-mi dau seama cine are dreptate. Păreau până acum că sunt și unul și altul, și domnul Marcel și domnul Nicu, niște oameni onorabili care au avut o înțelegere pe care au respectat-o. Acum înțelegem nu doar că nu prea și mai respectă orice înțelegere avută, dar se și acuză reciproc de lipsă de credibilitate și de onoare, dacă mai țineți minte ultimele afirmațiile domnului Marcel Ciolacu, referitoare la faptul că onoarea mai nu e doar pe panouri. A ajuns să fie, uitați-vă cât de citat această sintagmă, tocmai pentru că, de fapt, eu cred că reliefează, sau mă rog, exprimă extrem de bine, tipul de relații pe care le-au avut, de fapt, dintotdeauna PSD și PNL. Au fost efectiv, au coabitat, nici nu știu cum să spun, pentru interes și pentru putere. Acum a ajuns și cuțitul la os. Și pentru stabilitate. Domnule Balanișcu, Da. Ne-am săturat de stabilitatea care omoară românii și puterea de cumpărare. Despre acest tandem, Ciucă, Iohannis, premier. Cred că este, m-am urmărit și eu declarațiile și nu cred că este vorba despre ce știe președintele Ciolacu despre acest posibil scenariu de tandem, iar domnia sa a spus lucrurile foarte, foarte simplu și cred că nu merită mai mult discutat Robert, pe acest subiect. Robert, de e partea... clar că asocierea dintre Ciucă și Iohannis sau lipirea lui Ciucă de Iohannis nu îl avantajează din punct de vedere politic. Pe? Ciucă. Pe Nicolae Ciucă. Având în vedere, dacă ne uităm la cota de încredere pe care o are Klaus Iohannis acum spre final și de mandat. De cine să se lipească Nicolae Ciucă să-l avantajeze? Adică e o întrebare, cred că, bună. Bun. Observ, totuși, candidaturile distrug prietenii. Adică era o prietenie, nu știu, frați de sânge erau. Nicu Coaliția Marcel, lui Nicu și Marcel. Asigură stabilitatea. Făceau de toate, mergeau peste tot. La un moment dat a fost deranjat Marcel Ciolacu. Nu știu dacă de acolo au început aceste probleme în această relație. Când Nicolae Ciucă, totuși, ar fi vrut să mai meargă și el în deplasările externe ale premierului. Cu premierul. Nu a fost cazul de fiecare dată. În schimb, cred că până la urmă, la vot, românii știu ce au de făcut și decizia în legătură cu cine intră în turul 2, pentru că e prima miză în principal pentru Nicolae Ciucă. Dacă Nicolae Ciucă nu va intra în turul al doilea, atunci pentru Nicolae Ciucă cariera politică e sfârșit. S-a terminat. La fel cum pentru Marcel Ciolacu, dacă nu va câștiga președinția României, dacă intră în această competiție. Aici istoria e clară. Partidul Social Democrat ne-a arătat în numeroase rânduri că atunci când liderul candidează pentru și funcția de președinte și pierde, tot evită Marcel Ciolacu să-și anunțe candidatura și încearcă trăiește, să vadă... Trăiește istoria personală din urmă cu 5 ani, atunci când Viorica Dăncilă, împinsă de liderii bărbați ai partidului la momentul respectiv, a candidat din postura de prim-ministru al României, a pierdut, cum la momentul acela părea evident, alegerile prezidențiale. Și culmea, Klaus Iohannis care... a dorit o contracandidată pe Viorica. Evident. Este și motivul pentru care Marcel Ciolacu și dorește contracandidat pe George Simion. Este singura variantă. Deci, ce se întâmplă la finalul lunii august, domnule Pălăniș, cu răspuns scurt? Vom avea congresul și vom avea deciziile cu privire la ceea ce înseamnă candidaturi din partea Partidului Social Democrat. Dar dumneavoastră știți dacă Ciolacu se va înscrie în cursa internă din PSD pentru designarea prezidențială? Nu cred că acesta este un subiect pe care să-l comentăm acum, având în vedere că decizia va fi luată în ceea ce înseamnă Congresul Partidului Social Democrat. La fel cum aceste, de depunere deja la fel cum aceste decizii sunt luate în forurile statutare de conducere națională la mai toate partidele politice democratice. Care să-și depună intenția, candidatura pentru candidatură? Nu știu dacă se va întâmpla acest lucru. Ce pot să vă spun este că Partidul Social deci Democrat are această capacitate de a avea care candidat. Să se scrie în de exemplu, de domnul Ciucă a spus că nu va avea contracandidat în lupta internă, trebuie să mergem la Cătălina, nu mai avem timp. Și alții, cum a fost Teodorovici și n-a fost lăsat. Se anunță candidat și de asemenea anunță Ciucă faptul că nu va avea contracandidat în cursa internă din PNL. Mergem cine la Cătălina să vedem cine să fie. Mergem la Cătălina pentru că există acest scenariu de blackout în România, doamnelor și domnilor. Cătălina.
În timp ce ei se ceartă pe funcții, își fac tot felul de jocuri de culise pentru a ocupa un post, domnul Iohannis este interesat de un top job pe la Bruxelles. În România suntem aproape de o situație de urgență în sistemul energetic, domnule profesor. Se vorbește foarte mult despre riscul unui blackout. Experții spun că suntem sau ne îndreptăm spre acest scenariu. Sunt deja pene de curent înregistrate în mai multe localități pentru că producem mai puțin decât consumăm și vreau să vă arăt ce arăta sistemul energetic național. Deci consumul era dimineața undeva la 7602W, producția era undeva la 6000 și în momentul de față noi importăm energie din Bulgaria și Ungaria. Ne-am interesat și noi cât exportăm către Republica Moldova și către Ucraina. Vedeți, aici este trecut zero pentru că sunt informații confidențiale. Din moment ce noi trăim din import, în momentul de față, adică suntem dependenți, prețurile au explodat și în momentul de față avem în România un preț de 236 de euro pe megawatt, dar în zonă de vârf se ajunge la 800 de euro, ceva uriaș. Uitați-vă cât plătește Franța, 74, Spania 94, Germania 75. Sau țările nordice, care plătesc sume ridicole, 17 da, și ar trebui să spunem, deși consumul de electricitate în acele țări nordice, în Suedia, în Finlanda, Norvegia, este de 3 ori mai mare decât în România pe cap de locuitor, motivul pentru acele prețuri mici sunt că ele produc de 4 ori mai mult decât România pe cap de locuitor. De ce am ajuns aici? Pentru că am închis grupuri la rovinari, am închis grupuri la turceni, pentru că poluăm. Fostul ministru al energiei, Virgil Popescu, a închis tot ce a prins, dar n-a pus nimic în loc. În momentul de față suntem în această situație pentru că România a luat această decizie proastă de a închide grupuri energetice înainte de a pune ceva în loc. S-a vorbit despre centrale pe gaz. Unde sunt, domnule Popescu? Unde le-ați făcut? În momentul de față situația este așa, dar ne-a putea confrunta cu o situație similară și în iarnă. Sigur că da, și n-am fi, să spunem, oaia neagră a planetei. Așa ceva s-a întâmplat și la alții. S-a întâmplat în California, s-a întâmplat și în alte părți, adică în toate acele zone unde n-a mai existat un sistem, de fapt, ci o abrambureală totală în energie. Și aici ar trebui să spunem că România nu mai are strategie energetică. Deci ce sistem energetic avem noi dacă de 15 ani nu avem strategie energetică? Atenție! Statul dă miliarde de euro, da, pentru panouri solare, pentru investiții în diverse centrale. Dar care este obiectivul general? Sunt ele congruente? Converg ele către un obiectiv? Răspunsul este nu și nu că îl spun, îl spune Curtea de Conturi. Deci în momentul în care tu ca decident, ca guvern, ai Curtea de Conturi care spune vai, suntem pilaf pe domeniul energetic, ar trebui să te preocupe chestia asta, da, na. Este o ședință de urgență la Ministerul Energiei. La ora 16, Ministerul Energiei va ieși cu explicație despre ceea ce se întâmplă în acest sistem și evident că tot ceea ce vedeți noastră aici pe această masă, prețurile se transferă în facturile noastre. Publicitatea, doamnelor și domnilor, George Simion a depășit granița, a mers în Spania, promite tuturor românilor apartamente la 35.000 de euro. Ne întoarcem. Rămâneți cu noi. Nu e clar dacă... Am revenit la Decisiv, doamnelor și domnilor, și vreau să-l vedem pe George Simion, liderul AUR. A mers în Spania, s-a întâlnit cu românii din diaspora și le-a prezentat planul lui Simion pentru alegerile prezidențiale. Le-a spus acestora că printr-o semnătură, atenție, fiecare român, orice român își dorește, pentru că el a vorbit cu toți constructorii și toți dezvoltatorii imobiliari, orice român va putea să primească o casă în valoare de 35.000 de euro. Un preț de 35.000 de euro, vedem declarație. În țară am pornit un proiect care vizează românii și românii din diaspora ca statul să asigure terenuri și utilități pentru cei care vor să își construiască o casă și am vorbit cu toți constructorii și toți dezvoltatorii imobiliari ca un apartament de 50 de metri pătrați să coste două camere, să coste 35.000 de euro. Noi trebuie să venim cu un plan concret de a ne convinge românii noștri să aibă mica lor avere, să nu plătească dobânzi speculante la bănci, să nu plătească ipoteci în alte țări. Și de asta venim cu un program pentru a acoperi dobânzile la creditele ipotecare și pentru construcția de apartamente noi. E un programul nostru de guvernare și un programul pentru prezidențiale, asumându-mi printr-o semnătură cu fiecare
om care aderă la planul Simion, că poate veni să cumpere un apartament în funcție de suprafața dorită. Domnule profesor Glăvan, în ciuda tuturor meme-urilor, în ciuda tuturor ironiilor care circulă pe pagina de Facebook, George Simion insistă cu aceste măsuri fanteziste care nici măcar nu au nicio legătură cu atribuțiile pe care le are președintele României. Asta ar fi unul la mână. Sigur că neputându-se, să spunem, evidenția cu alte idei, valori și așa mai departe, trece la astfel de lucruri demagogice. Chestiunea este însă următoarea. Statul nu are cum să facă asemenea cadouri, pentru că statul nu face decât să ia banii de la dumneavoastră și să-i dea altora. Ori dacă statul face cadouri și dă unui cetățean că asta se poate, sigur că, dar oricând statul poate face un cadou, face cadou o casă, cadou, adică nu pentru 35.000 de euro cuiva, dar asta înseamnă că altcineva trebuie să plătească. Ori dacă venim cu un program care spune, noi o să facem 1.000.000 de case sau 100.000 de case sau cât o să facem noi aici, păi asta înseamnă o sumă foarte mare, care trebuie luată de la populație, bun, da? Că nu se poate, noi înțelegem că nu se poate, însă electoratul AUR, Robert, crezi că crede că George Simion, odată ajuns la Palatul Cotroceni, va da pentru fiecare român cât o casă? Nu cred. Sigur, sunt cetățenii acestei țări care au votat AUR și probabil vor vota AUR inclusiv la alegerile prezidențiale, care nu cred o iotă din ce le spune George Simion, inclusiv aceste promisiuni fanteziste pe care le face liderul AUR. Însă, o bună parte dintre cei care au votat și care vor vota AUR în continuare sunt cetățeni care dau în primul rând un vot de blam actualei clase politice și votează cu un alt partid de opoziție, așa cum la momentul trecut, inclusiv USR a primit voturi din partea unui astfel de electorat. Vă rog, domnule Pălărie, dacă ar fi o reclamă în care s-ar spune investește la hidroelectrica, cu 1000 de lei vei câștiga 10.000 de lei, aia ar avea o definiție limpede, excrocherie, da? Ce face domnul George Simion? Face ceva diferit, cere un vot în viitor și mai cere datele personale ale acestor oameni pe care îi amăgește și îi păcălește, da? Cu această promisiune cât se poate mincinoasă, dar nu se mai numește excrocherie, se numește campanie electorală. Eu cred că aici e o linie foarte fină și, într-adevăr, cred că o să fie și persoane care vor cădea în această plasă, iar asta este o chestiune regretabilă. Pentru că nu se poate această promisiune mincinoasă. Profesor, plătești odată casa prin taxe și impozite mărite și mai plătești odată când o cumperi, de două ori. Mulțumim pentru prezență și comentarii. Imediat vă aștept cu cele mai noi informații și imagini. Rămâneți cu noi la Decizie. Doamnelor, domnilor, este ora 16, urmăriți Decisiv la Antena 3 CNN. Este ședință de urgență la această oră la Ministerul Energiei din cauza riscului de blackout în România. Țara noastră este dependentă de energia de import și a ajuns să plătească și 800 de euro pe megawatt-oră pentru energia electrică. Este cel mai mare preț din Europa, adică de 10 ori mai mult decât în Franța și Germania, care plătesc 74 de euro pe megawatt-oră. Asta pentru că România depinde acum de energia importată din țări precum Bulgaria sau Ungaria. Mergem la corespondentul nostru, Ioana Ciobanu, cea care urmărește această întâlnire de la Ministerul Energiei. Te ascultăm, Ioana. Bună ziua, Cătălina, și bun găsit tuturor. Chiar în aceste momente are loc o întâlnire de urgență, așa cum spuneai și tu, între Ministerul Energiei și producătorii de energie. Este prezentă și compania care furnizează energie chiar aici în sediul din capitală. Este important de spus că se vorbește despre capacități de producție și capacități de stocare, mai ales în contextul în care, așa cum spuneai și tu, România importă energie. Este important de spus că pe timp de caniculă, atunci când sunt temperaturi foarte ridicate, așa cum avem zilele acestea, scade producția, mai ales în ceea ce privește sursele de producție regenerabile și vorbim aici despre fotovoltaic și eolian. În același timp, în timp de seară, crește consumul. Iar atunci când nu este suficientă energie, România importă cel mai mult din țări precum Ungaria sau Bulgaria. Se vorbește despre acest lucru pentru că toate aceste aspecte influențează prețul. Iar această întâlnire de astăzi vine și în contextul în care, în urmă cu doar câteva zile, a mai existat încă o întâlnire, un comandament de vară, o întâlnire de asemenea de urgență, unde s-a vorbit
inclusiv despre acest risc de blackout. Autoritățile spun că sunt posibile avarii în sistemul energetic, probleme pe care le-am văzut deja zilele trecute în mai multe zone din țară. Rămâne așadar de văzut ce se va stabili la întâlnirea de astăzi. Ana, îți mulțumesc pentru această transmisie. România se confruntă deja cu primele pene de curent din cauza caniculei. Mai multe localități din Gorj rămân zilnic fără energie electrică. Sistemul intră în colaps din cauza consumului uriaș din timpul serii, atunci când localnicii folosesc electrocasnicele, pentru că pe durata zilei, tot din cauza caniculei, nu este apă la robinet. Hidrocentralele acum apă tot mai puțină. Lacurile de acumulare, am înțeles că 80% mai au numai apă în ele. E destul de rău. Ce să facem? Când să spălăm? Seara, nu dimineața, nu că... Nu. Noi avem apă curentă de la fântână proprie. Avem instalație făcută cu hidrofor de la fântână proprie, dar nici acolo nu e prea multă ca secat. Fost pană de curent. Fiecare noapte este pană de curent. Fiecare noapte. O femeie de 41 de ani, medic stomatolog, a fost omorâtă în cabinetul său din Brăila. Trupul neînsuflețit, cu lovituri de cuțit în zona gâtului, dar și răni pe încheietură, care demonstrează că s-a luptat cu asasinul, a fost găsit de femeia de serviciu a cabinetului. Potrivit surselor din anchetă, ipoteza unei tâlhării este exclusă pentru că din cabinet nu s-a furat nimic. Surse din anchetă susțin că femeia se temea pentru viața sa pentru că învăța să tragă cu arma la un poligon din oraș. Am auzit acum de la băiatul, ci că par fi o cizofă doctoriță. Doctorița de aici, de la cabinetul. Mi-a spus mie băiatul ăsta, acum am ieșit afară, nu știu, am văzut agitația, am văzut 6 mașini de poliție aici, mă, bă, frate, ciopi. Cum să se ucizi, să ucizi femeia, sau, indiferent cine ar fi, domnule, un om ce te ucide așa pe stradă deodată, nu se poate așa. Soțul doctoriței, stomatolog, se află în cercul de suspecți, potrivit surselor din anchetă, și mergem la corespondentul nostru, Georgiana Botez, cea care vine cu informații de ultimă oră din anchetă. Te ascultăm, Georgiana. Bun găsit, anchetatorii continuă cercetările încă de aseară, când a fost descoperit trupul femeii, chiar de femeia de serviciu, alertată de altfel de soțul medicului, deoarece dentista nu ajunsese acasă și nici nu răspundea la telefon. Aceasta a fost găsită în holul cabinetului, cu mai multe plăgi înjunghiate pe corp, cele mai grave fiind în zona gâtului, dar și încheieturii, cauzate probabil în momentul în care femeia a vrut să se apere. Imediat, zona a fost împânzită de polițiști și procurori, care timp de mai multe ore au făcut cercetarea la fața locului pentru a pune cumva cap la cap toate informațiile și a descoperi ce s-a petrecut cu adevărat în cabinetul dentistei. De altfel, din acel cabinet nu au lipsit bani, dar nici bunuri, deci varianta tâlhăriei este una puțin probabilă. Până în acest moment nu a fost nimeni reținut, dar nu este exclus din cercul de suspecți nici măcar soțul femeii. Medicul găsit fără viață este Marina Gavril, un apreciat stomatolog din Brăila, în vârstă de 41 de ani. Aceasta avea acest cabinet medical la parterul unui bloc, cel mai probabil locatar din zonă vor fi chemați astăzi la audieri pentru a da declarații în legătură cu eventualele informații pe care le au vis-a-vis de această posibilă crimă. Întreaga comunitate, colegi și pacienții ai dentistei sunt șocați de veste, iar rețelele de socializare sunt deja sute de mesaje de condoleanță. Este scandal la Bruxelles. Ursula von der Leyen ar putea să nu mai obțină un nou mandat la șefia Comisiei Europene după ce a pierdut procesul la Curtea Europeană de Justiție pentru transparența contractelor de achiziție ale vaccinului anticovid. Printre cei vehiculați pentru funcția de președinte al Comisiei Europene se numără președintele Klaus Iohannis sau premierii Greciei, respectiv Croației. Mergem la trimisul special Antena 3 CNN în Parlamentul European, Cătălina Mănoiu, cea care vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Cătălina. Bun găsit, se poartă negocieri până în ultimul moment aici în Parlamentul European între popularii europeni și de asemenea socialiști europeni, dar și celelalte grupuri, astfel încât să fie asigurat sprijinul necesar pentru Ursula von der Leyen. Votul va fi dat mâine și are nevoie de 361 de voturi pentru a-și reconfirma mandatul la șefia Comisiei Europene. Sunt însă tensiuni, asta pentru că au refuzat popularii europeni să semneze un acord cu socialiștii europeni prin care să le cedeze jumătate de mandat
candidat la șefia Parlamentului European după ce termină Roberta Metsola, dar și alte susțineri, alte politici pe care ar fi vrut să le impună. De cealaltă parte, au apărut informații potrivit cărora au existat discuții în interiorul popularilor europeni, astfel încât Ursula să fie schimbată dacă nu va trece de votul de mâine, și au fost vehiculate în presă mai multe nume. Mai exact, s-a vorbit despre Klaus Iohannis, de asemenea despre premierul Croației. Despre aceștia presa scrie că și-ar fi oferit disponibilitatea să candideze, în timp ce, dacă ne referim strict la informațiile vehiculate despre premierul Greciei, acesta a declinat această ofertă care i s-a făcut. Până în momentul de față nu avem o altă poziție decât cea oficială a liderilor popularilor europeni, care spun că rămâne în cursă Ursula von der Leyen, însă trebuie să spunem că negocieri vor exista nu doar în această țară, ci inclusiv după ședința de mâine, în care Ursula, aici în plenul Parlamentului de la Strasbourg, va ține un discurs. Are loc dezbatere aici, iar mai apoi grupurile politice se retrag din nou și negociază ce vot vor da pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. În prezent, rezultatele din Parlamentul European confirmă faptul că există o majoritate clară pentru susținerea Ursulei von der Leyen. Evident, vom studia și decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, însă lucrurile merg în această direcție a unui nou vot pozitiv pentru Ursula von der Leyen. Va fi un vot strâns, fiecare vot contează, de aceea se poartă în continuare negocieri. Dacă Ursula von der Leyen va fi retrasă, Klaus Iohannis mai are o șansă pentru această funcție? Numele lui apare din nou în aceste negocieri. Dacă Ursula von der Leyen nu trece de vot, vor fi discuții despre un succesor. În momentul de față, cele două nume vehiculate sunt premierul grec și premierul croat. Iranul ar pune la cale o nouă tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, potrivit informațiilor obținute de CIA. De altfel, serviciile secrete americane sporiseră deja măsurile de securitate în jurul lui Trump, tocmai din acest motiv. Între timp apar noi dovezi ale eșecului de a-l apăra pe candidatul republican la Casa Albă. Atenție! Lunetiști ai serviciilor secrete se aflau chiar în clădirea de pe acoperișul căreia un puș de 20 de ani l-a împușcat pe Donald Trump. Este motivul pentru care președintele Joe Biden cere interzicerea tipului de armă care era să-l ucidă pe rivalul său politic. Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump pare să-i fi unit pe republicani. Foștii rivali ai magnatului în cursa pentru nominalizarea republicană la Casa Albă l-au descris pe Trump în cea de-a doua seară a Convenției Republicane din Milwaukee drept un lider care s-a sacrificat pentru a duce America pe cele mai înalte culmi. Back to his basement and let's send Donald Trump back to the White House. When Barack Obama was president, Vladimir Putin invaded Crimea. With Joe Biden as president, Putin invaded all of Ukraine. But when Donald Trump was president, Putin did nothing. No invasions. No invasions, no wars. That was no accident. Putin didn't attack Ukraine because he knew Donald Trump was tough. Între timp, Fox News a difuzat noi imagini cu intervenția serviciilor secrete americane, care n-au reușit să-l apere pe Trump de atacul lansat de un puș de 20 de ani ce furase arma tatălui său. Pe filmare se vede că imediat după ce fostul președinte american a fost împușcat, agenții rup un gard pentru a ajunge la clădirea de pe acoperișul căreia a fost deschis focul. Doar că, potrivit CNN, atât lunetiști ai serviciilor secrete cât și agenți locali se aflau deja în clădirea de pe care autorul atacului trăgea gloanțe ce aveau să omoare un om și să rănească grav alți doi la meetingul din Pennsylvania.
O simulare 3D arată că Donald Trump a trecut milimetric pe lângă moarte. Glonțul i-a lovit urechea dreaptă chiar în momentul în care candidatul republican la Casa Albă și-a întors capul. A fost fracțiunea de secundă care a făcut diferența între viață și moarte, pentru că în lipsa acestui gest, Trump s-ar fi ales cu un glonț în cap. Simularea, devenită virală pe rețelele sociale, a făcut pe susținătorii magnatului republican să se declare convinși că Trump este trimisul lui Dumnezeu. Între timp, președintele Joe Biden solicită public retragerea armelor semiautomate AR-15, adică modelul folosit în tentativa de asasinat asupra adversarului său în cursa pentru Casa Albă. Just as it was an assault weapon that killed so many others, including children. It's time to outlaw them. Cererea președintelui Biden vine în contextul în care CIA se teme că Donald Trump ar putea deveni ținta unei noi tentative de asasinat, de această dată pusă la cale de Iran. În replică, ministrul iranian de externe susține că țara sa va recurge numai la metode legale pentru a-i pedepsi pe cei responsabili de asasinarea generalului Qasem Soleimani, ucis în Irak de o dronă americană în timpul administrației Trump. Nepotul secretarului general al PSD, Alex Tănescu, a fost audiat de procurorii parchetului european. Ancheta vizează o fraudă cu fonduri europene pe un proiect al familiei Stănescu. Deja există mai mulți suspecți în acest dosar. Domnul Stănescu, de ce v-au chemat cei de la EPO? Vă rog frumos, nu dau declarații decât după studierea dosarului. Da? Mulțumesc frumos. Aveți... Ce s-a întâmplat cu acel incendiu cu cioara? Dumneavoastră ați sesizat acea cioară? Vă simțiți vinovat cu ceva? Jurnalistul Dragoș Boța vine cu mai multe informații despre această anchetă. Îl urmărim. Alex Florin Stănescu a fost astăzi pus sub acuzare de procurorii parchetului european. Nepotul secretarului general al PSD este acuzat de săvârșirea infracțiunii de fraudare de fonduri europene și 8 infracțiuni de fals intelectual. Procurorii îl acuză de faptul că ar fi decontat sume mult mai mari decât ar fi cheltuit într-un proiect care viza modernizarea unei ferme de porci. De altfel, acolo, în urmă cu aproximativ o lună, s-au făcut percheziții de procurorii EPO și polițiștii de la DGA, cei care au sesizat cazul. Tot astăzi a fost pusă sub acuzare o angajată de la AFIR Craiova, cea care a supervizat proiectul și a spus că totul este în regulă. Nici Alex Stănescu, nici Georgeta Stângă nu au vrut să dea declarații în fața procurorilor sau jurnaliștilor. Ancheta este departe de a se încheia pentru că procurorii EPO trebuie să rezolve inclusiv misterul ciorii care a făcut șpagatul și a provocat un incendiu de proporții la ferma de porci a familiei Stănescu. Din Timișoara, pentru Antena 3 CNN, Dragoș Boța. Nicolae Ciucă neagă că ar fi încercat să intre în locul președintelui Klaus Iohannis la dineul de la Casa Albă organizat de Joe Biden. Citez, invitația nu se transferă ca biletele la meci, spune liderul PNL, care tocmai și-a anunțat candidatura prezidențială. La pactul NATO pentru Ucraina. În poza de grup erați dumneavoastră, nu era domnul Iohannis, chiar în spatele domnului Biden, în timp ce domnia sa vorbea la prezidiu. De ce ați fost dumneavoastră în acea poză de grup, alături de alți deștepți de stat și de guvern, și nu a fost domnul Iohannis? Pentru că președinții care, sau prim-ministrii care nu au putut să participe la această ultimă activitate, au delegat reprezentanți care să participe la activitatea respectivă. Și la dineul respectiv? A fost și un dineu acolo? La dineu este vorba despre altceva. Am văzut, este da, absolut un fake că a fost înmânată, transferată invitația către altcineva, către mine, pentru că despre asta este vorba. Deci este un fake. Cei care livrează astfel de fake-uri trebuie să știe că o astfel de invitație nu se este, dincolo de faptul că este nominală, nu se transferă ca biletele la meci. Și nu, domnul, știți motivul pentru care domnul Iohannis nu știu să vă spun. În loc să meargă la dineul de la Casa Albă, președintele Klaus Iohannis s-a întors în țară, mai exact s-a dus la vila de la Neptun. Mergem la corespondentul nostru Vasile Marcu, cel care așteaptă alături de ceilalți jurnaliști și de mine, recunosc, acest răspuns de la administrația prezidențială, Vasile. De ce nu a fost Klaus Iohannis la dineul lui Joe Biden?
Poate aflăm în această seară pentru că președintele României are program cu jurnaliștii în această seară și poate răspunde și la această întrebare. Până în momentul de față însă nu există din partea administrației prezidențiale un răspuns sosit. Însă, într-adevăr, președintele nu a mai rămas deloc după summitul din Statele Unite de la Washington. Nu a mai rămas deloc în Statele Unite. S-a suit în avion și așa cum a arătat tot deputatul Claudiu Năsui, avionul a aterizat la mare, acolo unde administrația prezidențială are vila de protocol și unde știm deja în fiecare vară președintele României își petrece vacanța de vară, însă fără a lipsi de la serviciu, ca să spunem așa, de la Palatul Cotroceni, pentru că nu își deleagă niciodată atribuțiile, este în permanent contact și rămâne activ chiar dacă este pe litoral, își exercită atribuțiile și de acolo. Zile Marcu, îți mulțumesc! Diana Șoșoacă s-a ales cu microfonul tăiat la primul discurs susținut în Parlamentul European, unde și-a menținut retorica anti-Ucraina. Vedem declarația. În februarie 2022 am făcut primul memoriu internațional Neutralitate pentru România, Pacea de la București. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la București. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federația Rusă. Moment în care, împreună cu alți parlamentari, am discutat cu aceștia. Pacea nu se face trimițând arme. Ați distrus România. Toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciți ajutând ucrainenii non-stop. Avem peste un milion de români acolo, au fost maltratați, s-au închis din 220 de școli, nu mai sunt decât 8 în limba română, unde nu se vorbește limba română. Li se interzice să vorbească, să se roage. Așa că vă rog frumos, pentru pace, faceți negocieri de pace, nu trimiteți arme cu care omorâți oameni. O informație de ultimă oră, un arsenal ilegal de arme și muniții a fost descoperit în locuința unui profesor pensionar din Tulcea. Dascălul, care lucrase și la un muzeu de arme de război, ținea acasă, atenție, inclusiv o grenadă și mitraliere din cel de-al doilea război mondial. Mergem la corespondentul nostru, Delia Bulgaru, cea care vine cu ultimele informații. Te ascultăm, Delia. Bun găsit, Cătălina, bun găsit tuturor! Vorbim despre un fost profesor, dar și un fost angajat al unui muzeu de arme și, potrivit unor surse apropiate anchetei, se pare că bărbatul este colecționar, motiv pentru care în casa lui anchetatorii au găsit 21 de arme letale, printre care și două mitraliere din al doilea război mondial, dar și 16 arme neletale și muniție aferentă, peste 100 de bucăți de astfel de cartușe. Tușe netale, dar și neletale. Totodată, în locuința bărbatului a fost găsită și o grenadă care a fost ridicată de salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea și a fost ulterior detonată într-un mediu controlat. Asta pentru că acea grenadă era activă. De altfel, polițiștii au intervenit în locuința acestui bărbat după ce au primit un apel la numărul 112, prin care altcineva a reportat că acest bărbat deține în casă mai multe arme de foc. Delia, îți mulțumesc! 50.000 de susținători ai lui Donald Trump participă la Convenția Republicană din statul Wisconsin. Magnatul american, care încă nu a susținut vreun discurs după ce a supraviețuit tentativei de asasinat, pare marcat de cele întâmplate. Cu urechea bandajată și flancat de agenții de securitate, Trump a renunțat la tradiționalele zâmbete ironice sau încruntări exersate, semn că, pentru întâia dată, candidatul republican la Casa Albă nu încearcă să-și mascheze vulnerabilitatea. Mergem la trimisul special Antena 3 CNN în Statele Unite, Sabrina Freda, cea care vine cu ultimele informații de la Convenția Republicană. Te ascultăm, Sabrina! Bun găsit, Cătălina! Cel mai așteptat moment al acestei seri, al acestei a treia zi de convenție, va fi discursul lui J.D. Vance, nominalizarea pentru vicepreședinte a lui Donald Trump. Iar în această seară îl vom vedea chiar pe scena din spatele meu și vom vedea ce mesaj va transmite de aici, de la Convenția Republicană. Ieri a fost o zi plină, am văzut foarte mulți dintre foștii contracandidații ai lui Donald Trump pentru poziția de președinte. Ei bine, pe scenă, și aici mă refer la Nikki Haley, mă refer la guvernatorul Floridei Ron DeSantis,
toți susținându-l pe Donald Trump. Au fost câteva declarații foarte interesante și aș vrea să citez câteva dintre ele. A spus Nikki Haley, Donald Trump are sprijinul meu de plin punct, pentru că a fost o atmosferă destul de ciudată când aceasta a intrat pe scenă. Dintr-o parte s-au auzit huiduieli, dintr-o parte aplauze. De asemenea, Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, pe care Trump l-a văzut mai mult ca pe un trădător după ce l-a susținut să ajungă în poziția de guvernator, ei bine, a spus să facem din cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, al 47-lea președinte al Statelor Unite. Avem nevoie de un președinte care să conducă 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână, desigur făcând aluzie la vârsta președintelui Biden. Mâine însă, cea mai așteptată zi și punctul culminant al acestei convenții va fi, într-adevăr, ziua în care Donald Trump va susține un discurs. Mai mult decât atât, o informație de ultimă oră ne arată că lângă el vor fi toți membrii familiei, inclusiv prima doamna Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, din administrația Trump, dar și fiica sa, Ivanka Trump, pe care am văzut-o că a ieșit din viața politică și s-a retras. Așadar, rămâneți alături de noi aici la Antena 3 CNN. Cătălina? Sabrina Preda, în direct din Statele Unite, mulțumesc pentru această transmisiune. Mergem mai departe. Cel mai lung val de caniculă din istoria României face tot mai multe victime. 6 oameni au fost uciși până acum de căldura sufocantă. Cea mai recentă victimă este un bărbat de 50 de ani care a leșinat pe stradă și a încetat din viață până la sosirea ambulanței. Mergem la corespondentul nostru, Raluca Mândoiu, cea care are toate informațiile. Te ascultăm, Raluca. Bun găsit! Meteorologii nu aduc vești bune nici pentru astăzi și nici măcar la noapte nu va fi mai bine, pentru că, de exemplu, la miezul nopții în București vor fi 30 de grade, iar astăzi maximele termice ajung la 42 de grade, temperaturi extrem de ridicate. Tocmai de aceea medicii recomandă tuturor românilor să evite să stea foarte mult la soare. De altfel, dintre cele 6 persoane care și-au pierdut viața din cauza temperaturilor caniculare, 2 dintre ele, vorbim de 2 bărbați cu vârste de 50 și respectiv 76 de ani, au suferit hipertermie, mai exact, au stat foarte mult la soare, iar în momentul în care medicii au venit să le acorde primul ajutor, aceștia aveau o temperatură a corpului de peste 43 de grade, astfel că nu s-a mai putut face din nefericire nimic pentru ei. Pe de altă parte, zilnic sună neîncetat telefonul la 112, se primesc sute de apeluri în fiecare zi în cazul persoanelor care leșină pe stradă din cauza temperaturilor ridicate. Pe de altă parte, astăzi are loc examenul de titularizare, 35.000 de profesori susțin aceste probe, iar Ministerul Educației a luat măsuri fără precedent din cauza caniculei, mai exact, a cerut ca toate probele să se susțină în săli unde există aer condiționat. De asemenea, li se oferă apă profesorilor și asistență medicală dacă e nevoie și a fost nevoie la un centru de examinare din București. O candidată care, cei drept, suferea și de probleme de afecțiuni medicale cronice, s-a simțit rău, astfel că s-a cerut sprijinul paramedicilor SMURD, iar candidata a fost transportată de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Cel mai afectat de caniculă este sudul țării și astăzi și în zilele următoare vorbim în special de Oltenia și Muntenia, dar și o parte din Dobrogea, însă la malul mării temperaturile sunt ceva mai suportabile, 36 de grade pe litoral. O șoferiță de 24 de ani a fost prinsă drogată la volan de polițiștii din Maramureș și în fața agenților rutieri. Tânăra a recunoscut că a consumat cannabis, însă susține că nu pe teritoriul României. Vedem aceste imagini. Știu că în unele țări e legal, nu? Mai tu care nu știu cum mai interesează. Vreau să mergem la recoltare de probe de sânge și urină. La testarea cu aparatul VRAC Test Driver 5000 a ieșit pozitiv la substanța cannabis. În acest caz se recoltează probe biologice care vor fi înaintate Institutului de Medicină Legală, se retrage permisul de conducere și se întâlnește un dosar de urmărire penală. Șoferi și-au primit deja permisele înapoi după ce în 72 de ore probele de sânge recoltate la Institutul de Medicină Legală au demonstrat că nu s-au urcat drogați la volan, ci doar luaseră medicamente. Între timp, agenții rutieri au început să informeze pe șofer despre noua lege a testării antidrog. Vrem să vă aducem la cunoștință noile prevederi legale care au intrat în vigoare. Ați auzit la televizor, cunoșteți acestea, nu? În cazul
cazul în care conducătorii auto refuză testarea cu aparatul de dilotest sau practest, se va reține permisul de conducere pentru o durată de 72 de ore până la sosirea probelor biologice. Este foarte ok, adică din ceea ce știu, în trecut se întâmpla să dureze 2, 3, 4, chiar 5, 6 luni de zile până când puteai să-ți iei permisul înapoi în caz că erai nevinovat. Acum 72 de ore e acceptabil, e ok? Dacă ești nevinovat, tot nu este ok, te pune pe drumuri, te trimite mai departe să pierzi timp. Încercați să adunați cât mai multă salivă, cu cât adunați mai multă salivă, cu atât se albăstrește mai repede și putem efectua testarea. Ce vă pot spune până la acest moment? Din cei 27 de șoferi testați pozitiv, începând cu data de 29 iunie și până luni, pentru 24 dintre ei, rezultatele au fost confirmate pozitiv de către Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, iar pentru cei 4 care au afirmat că au consumat diverse medicamente, rezultatele au venit negative. În cursul zilei de ieri, Brigada Rutieră a procedat la restituirea permiselor de conducere a celor 4 persoane în cauză. Nu au de ce să nu aibă încredere, aparatele sunt foarte performante, folosite de toate polițiile din țările europene și nu indică acele rezultate de fals pozitiv. Un militar a fost prins când încerca să vândă jumătate de kilogram de droguri. Flagrantul de ICOT a avut loc în Cluj, în timp ce cadrul militar făcea acest lucru. Este un cadru militar care, de fapt, a devenit traficant de droguri. A fost arestat preventiv și mergem la Ovidiu Stan, cel care are toate informațiile despre această operațiune. Te ascultăm, Ovidiu. Polițiștii Serviciului Criminalității Organizate de la Mureș, sub coordonarea parchetului DIICOT, investighează această activitate infracțională a bărbatului care, atenție, este militar și care a fost prins în flagrant de către polițiști cu 500 de grame de 2 MMC, un drog sintetic foarte puternic pe care acesta încerca să-l comercializeze. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, iar acesta a fost propus pentru arestare preventivă de 30 de zile și a primit un mandat de 30 de zile pentru această activitate infracțională. Urmează ca cercetările să conducă în direcția în care își doresc procurorii, evident, pentru destructurarea rețelei și pentru aflarea tuturor celor care vând și consumă droguri în acest caz. Informație de ultimă oră, unul dintre cei doi suspecți în cazul bărbatului omorât și abandonat într-o valiză lăsată pe marginea unui drum din Vaslui a fost arestat preventiv. Presupusul criminal a mers 8 km pe jos pentru a-și ascunde fapta. Ba chiar s-a filmat în direct pe Facebook pentru a pretinde că se află în capitală. Legiștii au stabilit că victima a fost omorâtă după o ploaie de lovituri de topor înainte de a fi ascunsă în geamantan. Mergem la corespondentul nostru, Paul Ciurar, cel care vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Paul. Bun găsit! Am văzut cu toții în momentul în care a ieșit de la audierii, bărbatul de 32 de ani a susținut că l-a ucis pe prietenul său, deoarece acesta se culcase cu concubina sa. O ploaie de lovituri, așa cum spuneai, cu un topor, mai ales în zona capului, l-au omorât pe bărbatul de 36 de ani, după care împreună cu concubina sa au pus cadavrul în troller și l-au târâit practic prin întreaga localitate Pungești, după care au abandonat la marginea satului valiza și au mers circa 8 km pe jos în încercarea de a scăpa de urmăritori. Au luat un microbuz, dar au rămas tot în zona Vasluiului, deși au făcut un live pe rețele de socializare în care pretindeau că ar fi fost în capitală. Au fost prinși însă seara trecută, chiar, tocmai în Brașov, și duși la audieri, reținuți pentru 24 de ore. Acum, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 30 de zile de către judecătorii de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vaslui. În schimb, concubina sa nu a primit mandat de arestare. Ea este în continuare sub incidența ordonanței de 24 de ore și urmărim să vedem dacă procurorii vor decide control judiciar în cazul acesta, sau dacă va scăpa fără nicio măsură restrictivă. Dosarul este în continuare cercetat de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru omor calificat. Vă reamintesc că totul a ieșit la iveală după ce localnicii din Vaslui au văzut acea valiză și au simțit mirosul înțepător, iar momentul în care au deschis valiza au rămas șocați găsind cadavrul bărbatului în interior.
crezi capabil să vă moare pe... Nu cred, că nu știu că am crescut toți acolo și am 9 frați și nu cred că ar fi fost în stare de așa ceva. Mai mult așa zic că femeia aia l-a dus în eroare mai mult. Că de când a luat femeia aia, avea și el animale, avea un cal, o văcuță, dar femeia l-a determinat de tot. Nu moarte groaznic. Acolo în casă la el, acum 6 ani de zile s-a spânzurat un frate de-a lui. Încă trăiesc un șoc și acum. N-am auzit de așa ceva și s-a putut întâmpla în comuna noastră, aici în satul nostru. Cea mai groază, stai cu frică. Stăm cu frică, că na. Acum l-a oprit și acum e... E bine că e oprins, ca să nu mai stăm cu frică. Muncea la biserică aici, am înțeles. Biserică. Unde găsa de treaba acolo să duci? Adică lua, că erau mai mult adică. Am înțeles. Voia să-ți facă și el o familie, bănesc, nu? A, cred că de asta s-a și dus acolo. Altfel nu se duce. Val de plângeri penale după ce mai mulți turiști au plătit pentru cazare la un hotel din Mamaia Nord închis de 2 ani. Polițiștii caută acum pe escrocii de la malul Mării și mergem la corespondentul nostru, Cătălina Buzoianu, cea care vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Cătălina. Vacanța unor turiști din țară pe litoralul românesc s-a transformat într-un adevărat coșmar în momentul în care au ajuns la cazare și au constatat că hotelul unde ar fi trebuit să fie cazați nu există. Deși plătiseră sume, așa cum spuneai și tu, între 1000 și 1300 de lei, reprezentând avansul pentru sejururile respective. Au achitat fie prin platforme turistice, fie direct la proprietarul hotelului, sau cel puțin așa au crezut ei că este vorba despre proprietarul hotelului, pentru că în realitate clădirea, da, există, dar a fost închisă în urmă cu 2 ani, ulterior vândută, iar de atunci n-a mai funcționat, iar actualul proprietar al clădirii spune că el nu are nicio legătură. Motiv pentru care acum oamenii au rămas și fără bani și fără vacanță, ca să spunem așa, însă s-au adresat poliției, care a deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și poliția încearcă acum să dea de urma celor care se folosesc de această așa zisă unitate hotelieră pentru a profita în continuare. Cei de la Asociația Agențiilor de Turism trag un semnal de alarmă și avertizează pe cei care vor să-și achiziționeze o vacanță să o facă cel mai bine direct de la agenție de turism, pentru că acolo își pot face și o asigurare de călătorie, iar în cazul în care apar astfel de probleme, au cui să se adreseze și de unde să-și recupereze banii. Un român a fost reținut în Spania după ce s-a deghizat în polițist și a încercat să răpească 2 milionari în criptomonede pentru a le fura banii. Una dintre victime a fost bătută cu brutalitate în parcarea unui centru comercial. Mergem la corespondentul Antena 3 CNN în Spania, Radu Trăscău, cel care vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Radu. Bun găsit! Răpirile expres sunt tot mai frecvente în Spania. Un caz de tentativă de răpire a șocat comunitatea din Madrid. Un român deghizat în polițist spaniol, ajutat de 3 complici din Rusia și unul din Bulgaria, a încercat să răpească 2 milionari în criptomonede. Cele 5 persoane au fost arestate în capitala Spaniei pentru tentativă de sechestrare și extorcare. Agenții Guardiei Civili, în colaborare cu poliția locală, au arestat cei 5 bărbați pentru acuzații de detenție ilegală, târhărie, fals în scrisuri oficiale, vătămare corporală gravă și apartenența la un grup infracțional organizat. Incidentul a avut loc în parcarea unui centru comercial din apropierea Madridului, unde poliția a observat că mai mulți bărbați încearcă să schimbe plăcuțele de matriculare. Una dintre victime a fost bătută brutal în parcarea centrului comercial sub privirea rudelor. Unul dintre atacatori, românul, purta un tricou al Poliției Naționale din Spania și avea asupra sa o armă de foc falsă. Ei bine, atacatorii foloseau astfel de metode pentru a sechestra expres pe cei doi oameni de afaceri. Totodată trebuie spus faptul că asupra victimelor s-a descoperit un dispozitiv de urmărire. Reprezentanții guvernului spaniol cred că au de-a face cu o rețea mafiotă est-europeană venită în Spania pentru răpire și extorcare. Cei 5 bărbați cu vârste între 29 și 48 de ani nu au antecedente penale în Spania și sunt în acest moment în fața oamenilor legii. Trebuie spus de altfel că reprezentantul Madridului a spus că persoanele răpite ar putea avea resurse în criptomonede și că au fost răpite pentru a fi extorcate. Acestea sunt datele din anchetă. Rămâne de văzut ce decizie va lua instanța în acest caz.
Luăm o scurtă pauză de publicitate. Imediat o să vedeți momentul în care regele și regina Marii Britanii sunt evacuați de la un eveniment în urma unei alerte de securitate. De asemenea, o să vedeți cum a fost certat premierul Ungariei Victor Orban după vizita făcută la Vladimir Putin. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Am revenit în direct la Decisiv. Charles al III-lea a ținut discursul regelui în fața noului parlament din Marea Britanie, reunit pentru prima dată după alegerile din data de 9 iulie. Discursul monarhului britanic este scris de guvern și prezintă proiectele de lege pe care miniștrii le vor introduce în lunile următoare. My government will seek to strengthen the border and make streets safer. A bill will be introduced to modernize the asylum and immigration system, establishing a new border security command and delivering enhanced counter-terror powers to tackle organized immigration crime. Premierul Ungariei Victor Orban a fost certat de președintele Consiliului European Charles Michel pentru așa zisele misiuni de pace, sub pretextul cărora liderul de la Budapesta s-a văzut cu Vladimir Putin la Moscova, respectiv cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing. În scrisoarea pe care șeful diplomației europene i-a trimis-o premierului ungar, Charles Michel îi amintește lui Orban, care tocmai a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, că nu a primit mandat pentru a purta negocieri în numele blocului european. Vă reamintesc, Comisia Europeană va boicota președinția Ungariei la Consiliul Uniunii Europene prin organizarea propriului summit al afacerilor externe în locul celui care urma să fie găzduit luna viitoare de Ungaria. Ministrul Energiei Sebastian Burduja vorbește în aceste momente despre riscul unui blackout în România. Îl ascultăm. Vă ajuta cu echilibrarea sistemului. Vreau să le mulțumesc în mod special tuturor celor care în zilele trecute au făcut eforturi deosebite pentru a putea pune în funcțiune echipamente, instalații de acum zeci de ani, pentru a putea să mai strângem zeci de megawați, sute de megawați. În mod special, complexul energetic Oltenia, unde până vineri vom putea funcționa cu 5 grupuri și jumătate, cum se spune, deci inclusiv Vișalnița, în special Valea Jiului la Paroșeni, unde au folosit inclusiv munca manuală de încărcare a cărbunelui în termocentrală, pentru că au avut probleme cu echipamente din anii 1950 și au găsit aceste soluții. Elcen cu CET Sud, de asemenea echipamente în anii 60, care la temperaturi ridicate funcționează cu provocări aferente. Și toți cei care își fac datoria pentru sistemul energetic național și produc cât mai mult în aceste zile. Repet, am ajuns astăzi să tragem de fiecare megawatt pe care îl avem la dispoziție, pentru că timp de zeci de ani statul român, din păcate, nu a investit în sistemul energetic. Cele 13,6 miliarde finanțări nerambursabile pe care le-am adus pentru sector în ultimul an de zile își vor face simțite efectele și în sistemul de transport și distribuție, și în producție, și în zona de echilibrare, dar nu de azi pe mâine, din păcate. Mai mult, am parcurs stadiul principalor proiecte care au șanse să fie puse în funcțiune anul acesta. Iernut, sigur că e cel mai important și cel mai așteptat, un grup pe gaz modern, peste 400 de megawatts putere instalată, cu un grafic accelerat de lucrări, avem șanse să-l punem în funcțiune în luna decembrie. Anul acesta. La complexul energetic Oltenia, o altă investiție foarte importantă, grupul 5 Rovinari, care în septembrie ar trebui să intre în probe și de la 1 octombrie să avem producție foarte importantă cu un grup modern la Rovinari. De asemenea, există o centrală nouă în cogenerare în execuție cu grad ridicat de finalizare undeva la 95% la Năvodari, un proiect al Fondului Român-Ocazah. Ministrul Energiei, doamnelor și domnilor, explicând că s-au pus în funcțiune sisteme vechi de 50 de ani, de 80 de ani, astfel încât România să nu rămână în pană de curent. Spunea ministrul că inclusiv s-a folosit munca manuală pentru a folosi cărbuni în termocentrale și că în momentul de față, citez, se trage de fiecare megawatt
pentru ca sistemul de energie să nu intre în colaps. Lucrurile sunt foarte grave, doamnelor și domnilor, pentru că România, prin guvernanții săi, a închis centre, grupuri de la rovinari, de la turceni și nu a introdus nimic în loc. Acest lucru se vede acum. Din păcate, cred că se va vedea și în iarnă. Urmărim ce se întâmplă la Ministerul Energiei. Mergem mai departe acum. Cel mai extins cod roșu de caniculă din istoria României a fost extins cu încă o zi. Se menține și primul cod roșu de caniculă emis pentru zona litoralului, unde maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius la umbră. Meteorologul Alina Șerban ne dă toate datele, o ascultăm. Bun găsit tuturor! Ei bine, da, s-au mai schimbat ușor codurile de culoare, astfel încât astăzi avem avertizare meteorologică de cod roșu în sud-vestul, sudul și sud-estul teritoriului, acolo unde temperaturile maxime se vor situa între 37, 38 și 41, 42 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar mâine acesta se va restrânge destul de mult, vor rămâne în cod roșu doar județele din extremitatea de sud a teritoriului, acolo unde din nou va fi disconfort termic deosebit de accentuat și temperaturi maxime ce vor mai atinge 40, 41, poate chiar 42 de grade. În condițiile în care avem și instabilitate atmosferică în această după-amiază și spre seară, în nord-vestul, nordul teritoriului, în zonele montane, adică în Maramureș, în nordul Moldovei, în nordul Crișanei, vom avea averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cantități importante de apă izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Iar mâine, astfel de fenomene de instabilitate atmosferică vor fi în extindere cam în toate regiunile, vor deveni și intense pe arii restrânse, adică vom avea din nou cantități importante de apă, dar și vijelii. În capitală, la fel, astăzi o vreme toridă, în jurul la 40-41 de grade, mâine cald, dar mai ales mâine după amiază, instabilitatea atmosferică va fi accentuată și în capitală. Doar 600.000 de români dețin o asigurare privată de sănătate, un număr extrem de mic, deși beneficiile asigurării sunt foarte mari. Una dintre explicații este că statul nu a mai modificat de 10 ani plafonul prin care oferă facilități fiscale firmelor care le fac asigurări private angajaților. A rămas la cel mult 400 de euro pe an, deși inflația în domeniul medical a fost anul trecut la 20%. Doar 18% din polițele de asigurări private încheiate de români sunt de viață și de sănătate. În timp ce 1,8 milioane de români și-au încheiat o asigurare privată de viață, la asigurările private de sănătate, numărul este de 3 ori mai mic. Cifrele sunt cu atât mai alarmante cu cât sistemul public de sănătate este sub presiune. Lucru conștientizat și de stat, care a decis să acorde facilități fiscale firmelor care oferă salariaților asigurări private, doar că limita deducerii nu a mai fost modificată de 10 ani. 400 de euro, dar problema e că poți să-i folosești în multe alte, din câte știu eu, multe alte domenii. Inițial erau doar 400 de euro pentru sănătate și ulterior deductibilitatea a rămas tot 400, dar poți să o folosești în abonamente la fitness și așa mai departe. Sigur, și alea putem să le legăm oarecum de starea de sănătate, dar nu este suficient. Ar trebui să existe și din partea Ministerului Finanței și un sistem mai clar de deductibilități care să încurajeze. În timp ce deducerea fiscală nu s-a modificat, sănătatea nu a fost ocolită de scumpiri. Anul trecut, inflația din domeniul medical a ajuns la 20%. Această limită care, în mod evident, pentru cei care deja utilizează acest beneficiu pentru a-și achiziționa o asigurare, nu mai este suficient. Acest lucru este datorat, în primul rând, de eroziunea pe care au alte servicii care au fost incluse în această limită. S-ar face un efort constant și permanent toate autoritățile pentru a explica nevoia de a crește, pentru că acești bani la finalul zilei se întorc practic în sistemul public de sănătate, susținând dezvoltarea sistemului. De la începutul mandatului am avut un focus pe o mai bună deductibilitate în ceea ce privește acest tip de asigurări, astfel încât ele cu adevărat să prindă tracțiune la nivelul populației. Dialogul este cu Ministerul de Finanțe unul susținut, inclusiv pe o mai bună partajare din perspectiva înțelegerii între zona de abonament și zona de asigurări.
Soluțiile pentru îmbunătățirea sistemului de asigurări de sănătate au fost dezbătute în cadrul conferinței Viitor Asigurat, organizată de Antena 3 CNN în colaborare cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Imediat la Decisiv, doamnelor și domnilor, o să vedeți cât de mare este riscul unui blackout în România. Deja se înregistrează în mai multe județe ale țării pene de curent foarte frecvente, extrem de îndelungate și întrebarea este ce se întâmplă, pentru că Ministrul Energiei spune că s-au pus în funcțiune sisteme vechi de 80 de ani ca să nu rămânem fără curent. O să vedeți de asemenea o transmisie în direct de la Bruxelles, acolo unde este scandal. Ursula von der Leyen este pe punctul de a-și pierde un nou mandat pentru șefia Comisiei Europene, iar printre cei vehiculați este și Klaus Iohannis. Întrebarea este, europarlamentarii români ar vota Klaus Iohannis, președinte al Comisiei Europene? De asemenea, o să vedeți, doamnelor și domnilor, noi informații despre o nouă tentativă de asasinat la adresa lui Donald Trump. Imediat toate informațiile, rămâneți cu noi. Este ora 17, urmăriți Decisiv. Imediat, doamnelor și domnilor, o să vedeți ce măsuri se iau pentru ca România să nu intre într-o pană uriașă de curent. Deja în mai multe județe se înregistrează pene de curent în fiecare zi, de lungă durată, și în momentul de față a fost o ședință de urgență la Ministerul Energiei. Ministrul Energiei spune așa, că se trage de fiecare megawatt ca să nu ajungem într-un blackout, că se lucrează cu echipamente vechi din 1950 și că inclusiv muncitorii de la termocentrale transportă cărbunii cu mâna pentru că acele sisteme au cedat. Totul pentru a nu ajunge într-un colaps al sistemului energetic. Întrebarea este cum am ajuns aici și dacă se impune o situație de urgență în momentul de față în sistemul energetic, adică să fie închise niște capacități industriale pentru ca acești consumatori casnici, locuitorii României, să nu rămână fără curent. De asemenea, imediat o să intrăm în legătură directă cu europarlamentarii români. În momentul de față există un scandal la Bruxelles. Ursula von der Leyen este la un pas să piardă șefia Comisiei Europene. Are o sentință de la Curtea Europeană de Justiție că nu a fost transparentă în privința achiziției de vaccinuri anticovid. Mai multe nume vehiculate, printre care și Klaus Iohannis. Îl vor vota europarlamentarii români pe Klaus Iohannis în funcția de președinte al Comisiei Europene? Răspundem imediat și o să vedeți noi informații despre o nouă tentativă de asasinat la adresa lui Donald Trump. Sunt informații preluate de CIA că cei din Iran, Iranul ar complota împotriva lui Donald Trump, există și o reacție de acolo și o să vedeți că Joe Biden vine și spune public că trebuie interzise armele precum cea folosită la împușcarea lui Donald Trump. Toate informațiile, doamnelor și domnilor, imediat despre acest caz, însă vreau să începem cu informația momentului, pentru că tocmai ce s-a încheiat o ședință de urgență la Ministerul Energiei, există această informație de riscul unui blackout în România, România să aibă o pană uriașă de curent, sistemul energetic este supra-solicitat, producem mai puțin decât consumăm, suntem dependenți de import în acest moment, nu putem nici să importăm foarte mult pentru că nu susține rețeaua și Ministrul Energiei spune așa, că am ajuns să tragem de fiecare megawatt ca să nu ajungem în acest scenariu de risc de blackout, am pus în funcțiune instalații vechi de zeci de ani, chiar din 1950, muncitorii au ajuns să transporte cărbunele cu mâna ca să nu ajungem într-un colaps și mai are un sfat pentru români. Spunea zilele trecute să spălăm rufele și vasele între orele 18 și 21. Acum zice așa, să setăm aparatele de aer condiționat pe 24-25 de grade Celsius. Să vedem declarații. Vreau să le mulțumesc în mod special tuturor celor care în zilele trecute au făcut eforturi deosebite pentru a putea pune în funcțiune echipamente, instalații de acum zeci de ani pentru a putea să mai strângem zeci de megawatt, sute de megawatt. În mod special, complexul energetic Oltenia, unde până vineri vom putea funcționa cu 5 grupuri și jumătate, cum se spune, deci inclusiv Vișalnița, în special Valea Jiului la Paroșeni, unde au folosit inclusiv munca manuală de încărcare a cărbunelui în termocentrală, pentru că au avut probleme cu echipamente din anii 1950 și au găsit aceste soluții. Elcen,
cu CET Sud, de asemenea echipamente în anii 60 care la temperaturi ridicate funcționează cu provocări aferente, am ajuns astăzi să tragem de fiecare megawatt pe care îl avem la dispoziție, pentru că timp de 10 de ani statul român, din păcate, nu a investit în sistemul energetic. Cele 13,6 miliarde finanțări nerambursabile pe care le-am adus pentru sector în ultimul an de zile își vor face simțite efectele și în sistemul de transport și distribuție, și în producție, și în zona de echilibrare, dar nu de azi pe mâine. Eforturi uriașe ca să nu ajungem într-un punct critic în sistemul energetic. Sunt deja pene de curent care se înregistrează în mai multe județe în fiecare zi. Haideți să vedem ce se întâmplă în Gorj. Acolo sunt mai multe localități unde în fiecare zi se întrerupe electricitatea. Vedem ce spun localnici. Hidrocentralele acum apă tot mai puțină. Lacurile de acumulare am înțeles că 80% mai au numai apă în ele. E destul de rău. Ce să facem? Când să spălăm? Seara, nu dimineața, nu că... Nu. Noi avem apă curentă de la fântâna proprie. Avem instalație făcută cu hidrofor de la fântâna proprie, dar nici acolo nu e prea multă ca secat. Fost pană de curent. Fiecare noapte este pană de curent. Fiecare noapte. În legătura directă cu noi este Adrian Negrescu, analist economic. Mulțumesc pentru această prezență. Este Lavinia Șandru din partea PUSL. Mulțumesc de asemenea. Este aici Viorel Cataramă din partea PNL și domnul Adrian Vineri, senator USR. Mulțumesc de asemenea pentru prezență. Doamne Negrescu, înțelegem de la ceea ce spune ministrul energiei că în acest moment se fac eforturi uriașe să ne ajungem în colaps. Adică să se oprească lumina și să nu mai putem aprinde pentru că suntem în blackout. Spune așa că se folosesc echipamente din 1950, că sunt termocentrale unde angajații duc cărbunele cu mâna pentru că nu mai au cu ce. Spunea de asemenea că se trage de fiecare megawatt pentru consum și știm foarte bine. Noi am ajuns în acest dezastru energetic pentru că acest stat, prin reprezentanții guvernului, domnul Virgil Popescu, trebuie să-i spunem numele, au închis acești guvernanți grupuri la Rovinari, au închis grupuri la Turceni din cauza Green Deal-ului, să nu mai poluăm. Au tăiat tot și n-au pus nimic în loc. Situația aceasta era practic 4.000 imminentă. 4.000 de megavați. Cât de riscantă este situația? Da, ne așteptam la chestia asta. Cât de riscantă este situația să ajungem în blackout? Spuneam la dumneavoastră la Antena 3 acest lucru. Spuneam încă de acum 3 ani la dumneavoastră la Antena 3, pe vremea când era domnul Popescu și tăia de zor toate centralele pe cărbune, că vom ajunge în situația de a nu avea energie electrică să asigurăm consumul național și că va fi nevoit să importăm. Ei, am ajuns în situația respectivă din cam 8.000 de megawatts cât consumăm noi zilnic, aproape 2.000 aducem din import și atenție, suntem la limita maximă a importurilor, că nu mai țin firele, ca să zic așa, să aducem mai mult decât atât. Dacă bulgarii sau ungurii ne opresc exporturile către România și se poate întâmpla acest lucru oricând, practic avem o problemă de consum și ajungem la, cum ați prezentat dumneavoastră, la restricționarea consumului, la fel ca pe vremea lui Ceaușescu. Asta dincolo de zona industrială, acolo unde există deja niște măsuri de restricționare a consumului. Semănăm ce am cules. Ne-am tăiat singur craca de sub picioare acum 4 ani de zile, când am început să închidem, fără să punem nimic în loc, grupuri energetice naționale. E un atentat la siguranța economică națională, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, fără ca nimeni să răspundă. Iar domnul Burduja să vină acum în miezul verii să ne spune că are o problemă și caută fiecare megawatt, l-aș întreba ce a făcut toată iarna, ce a făcut în primăvară, dincolo de faptul că ne recita arii electorale, ne cânta în centru vechi, preocupându-se mai mult de soarta primăriei capitalei decât de soarta sistemului energetic. Anticipam acest lucru, din păcate acolo am ajuns. Adrian Negrescu, cât de mare este riscul să ajungem într-o situație de urgență, adică să fie nevoie să fie închise capacități industriale ca să menținem consumul pentru locuitorii acestei țări? Avem un consum undeva la 8.000 de megawatts, producem undeva la 6.000 sau chiar mai puțin. E o lipsă de 2-3.000 de watts cantitate pe care noi o importăm. Megawatts. De megawatts. Cum am putea ajunge în situația aceasta de situație de urgență? Dacă bulgarii, prin centrala de la Kozlodui, ne limitează consumul, limitează exporturile către România și duc mai mult
curentele către greci. Grecii acum fac un mare scandal la nivel european pe ideea că ungurii, românii și, și bulgarii le au tot curentul. Ei, dacă se transferă acest curent electric mai mult spre Grecia și spre celelalte țări care au nevoie, noi vom intra într-o situație de criză. Iar din acel moment se vor lua măsuri de restricționare a consumului. Există deja aceste măsuri și știți ce înseamnă acestea? Pierderi pentru economie, pentru companiile care vor rămâne fără curent electric, iar pentru populație lucrurile vor arăta foarte greu. Mă gândesc și la faptul că în jurul capitalei, de exemplu, toate aceste localități care au explodat ca dezvoltare urbană în ultimii ani, toate acestea vor fi supuse unor mari probleme în cazul în care tensiunea din rețele nu va fi acoperită de aceste importuri. Domnule Cataramă, domnul Virgil Popescu, ministrul PNL al energiei, în mandatul domnului Ciucă, la vremea respectivă premierul PNL, a închis tot ce a putut să închidă în România. Pe la Turceni, pe la Rovinar, pe la Ișanița, repet, pe unde a putut domnia sa, a mai închis câte ceva. Nu a pus nimic în loc. În momentul de față am ajuns în situația în care ministrul energiei ne dă sfaturi. Să setăm aparatul condiționat pe 24-25 de grade, când să spălăm rufele, când să spălăm vasele și așa mai departe. Situația este critică. Unde este Virgil Popescu? La Bruxelles, vă spun eu. Nu-l deranjează nimeni. Toată lumea știe că este europarlamentar și că este la Bruxelles. Cum ați ajuns în situația asta, domnule Cataramă? Cum e posibil să ajungem în situația asta? Doamna Porumbel, știți, noi vrem de la Uniunea Europeană numai să primim bani și dacă am putea să nu punem în aplicare nimic din ce se hotărăște la nivel european. Domnul Dar cine Popescu, a mai pus în aplicare ce am pus noi în aplicare? Cam toate țările, toate, dați-mi, vă rog frumos, Polonia, domnule Cataramă, acolo se redeschid mine. Acolo se reinvestește din... Să redeschid de ce? Pentru că au fost închise, nu? Cărbune. Nu, să redeschid pentru că au fost închise. Dar noi n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc. Și la noi, tocmai dumneavoastră a spus că în termocentrale se pune cărbune cu mâna și așa mai departe. Deci, dacă vom fi obligați și Uniunea Europeană va aproba acest lucru, sigur că vom redeschide cu costurile de rigoare. Dar noi, când am luat niște decizii economice în România, am luat ca urmare a unor decizii luate de Bruxelles. Pentru că, uitați, noi românii întotdeauna suntem criticați, nu facem nimic bine. Uite, Grecia nu are curent. De ce Grecia nu are curent? De ce alte țări nu au curent? Pentru că este o situație care n-a putut fi prevăzută. Dar noi suntem producători de energie, domnule Cataramă. Da, producem 6.000 și o să producem din ce în ce mai mult, pentru că parcurile fotovoltaice acum vor începe din ce în ce mai mult să producă energie. Ne trebuie energie în bandă, domnule Cataramă, nu dacă bate vântul, dacă răsare soarele sau dacă eu știu ce. Noi avem o producție de 6.000 acum, putem să acoperim din producția internă tot consumul. Când apar niște situații deosebite, asta e, nu sunt numai la noi, sunt în toată Europa și peste tot sunt astfel de sfaturi, nu numai în România, aveți și în alte țări din Uniunea. Dar dați-mi voie, nu există nicio scuză, numai puțin, domnule Negrescu, nu există nicio scuză pentru care noi, de 30 și ceva de ani, nu am investit absolut deloc în sistemul energetic. Nicio scuză. Nu există nici cea mai mică scuză. Să ne trezim acum, după atâta timp, că efectiv nu s-a investit nimic în acest sistem care stă să cadă. Adică ajungem să vorbim despre blackout în România, care în urmă cu ceva vreme putea să-și producă toată energia de care avea nevoie. Vă rog, domnule Vinăr. Da, există două aspecte. Pe de o parte, într-adevăr, statul român nu a făcut nimic ca să compenseze închiderile de centrale. De exemplu, noi, USR, am avut o lege, dacă vreți, o lege a talionului în energie. Să nu se închidă nimic până nu se pune ceva în loc, să nu pierdem vreun megawatt până când nu se înlocuiește cu o altă structură. A fost respinsă, evident, deși nu contravenea în niciun fel niciune directive. Și a rămas doar închisul. Nu iar și pe de altă a pune parte, ceva în loc. Iar pe de altă parte, pentru a pune ceva în loc, ar fi trebuit să existe o viziune și resurse financiare. Ați spus că ai înaintea boilor, să nu uităm. Ani, dacă tu iei 90% din dividende, de exemplu, din profitul de la nucleare electrică și îl dai în dividende și mai lași pentru investiții, 10%, nu știu dacă s-au dus în vreun fel în investiții, dacă nu găsești resurse să mergi măcar spre independența energetică a țării, evident în momente din astea care sunt previzibile, România evident vara întotdeauna e previzibil. Nu doar să fie independent energetic, ci să alimenteze foarte multe state din estul Europei cu energie. Deci putem să facem și surplus cât vrem noi de energie. Avem această capacitate. Ceea ce se întâmplă acum este rezultatul unui dezastru
dezastru făcut de niște miniștri incompetenți. 1700 de megawatt. Să facă acest lucru. Adrian Negrescu, te rog, pentru mâine seară. Pentru mâine seară, România importă energie electrică cu 947 de euro pe megawatt. Cât plătește Franța? În condițiile în care Franța are 50 de euro pe megawatt, țările nordice care produc foarte multă energie au vreo 20 de euro pe megawatt. 900, aproape 950, aproape 1000 de euro pe megawatt. Vă dați seama la ce nivel am ajuns. Da, avem acele instalații solare, avem acele instalații eoliene, dar sunt investițiile oamenilor și această energie produsă de aceștia nu poate fi folosită decât în timpul zilei, atunci când este soare și bate vântul, nu seara. Seara avem o problemă. Domnule Negrescu, putem explica de ce e prețul ăsta atât de mare? Pentru că suntem dependenți de importuri și fiecare vinde, toată lumea s-a prins din regiune că noi acum suntem dependenți de import și curcă prețurile cât vor pentru că noi o să cumpărăm mai mult la orice atât. Preț. Cei care importă energia nu interesează prețul. De ce? Pentru că vine statul și le compensează prin plafonare orice preț cu care vin la Ministerul Energiei. Practic nu interesează la ce preț importă. Așteptăm să de vedem aceea la 1000 de euro pe megawatt. Ce se va întâmpla? Mulțumesc, Adi Negrescu, pentru intervenția ta. Vreau să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru că la Bruxelles este agitație mare. Sunt toate șansele ca Ursula von der Leyen să piardă un alt mandat la șefia Comisiei Europene. Este la un pas de acest lucru. A venit o sentință foarte interesantă de la Curtea Europeană de Justiție, care spune așa, că acele contracte de achiziție pentru vaccinul anticovid, vă amintiți acele pagini, mii de pagini blurate, cu paragrafe șterse și așa mai departe, deci acele contracte nu au respectat transparența. Publicul nu a fost informat cu privire la ceea ce înseamnă achiziție de vaccinuri. Un mare scandal și în momentul de față există mai multe nume vehiculate. Iată ceea ce spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Executivul european nu a oferit publicului un acces suficient de larg la contractele privind vaccinul COVID-19, constatând nereguli în justificarea sa pentru redactarea unor părți ale documentelor. De asemenea, există și un răspuns dat de Ursula von der Leyen, care imediat o să vă citesc ce spune, mi-au transmis colegii. Domnia sa spune așa, în cazurile aflate în discuție, Comisia trebuie să găsească un echilibru greu de obținut între dreptul la informarea publicului, inclusiv a deputaților din Parlamentul European și cerințele juridice care decurg chiar din contractele de achiziționare a vaccinilor împotriva COVID-19, care, dacă nu ar fi fost respectate, ar putea implica cereri de despăgubire care s-ar plăti din banii contribuabililor. Deci doamna Ursula ne-a protejat, de fapt, de plata unor sute miliarde și așa mai departe de euro. În legătură directă cu noi sunt europarlamentarii Maria Grapini de la PSD, Cristian Terheș, de asemenea alături de noi, este și domnul senator PSD Bogdan Matei s-a alăturat discuției noastre, mulțumesc. Doamna Grapini, care sunt șansele ca doamna Ursula von der Leyen să piardă scaunul de șef al Comisiei Europene? Și dacă în momentul de față, pentru că sunt mai multe nume vehiculate, Klaus Iohannis, premierul Greciei, premierul Croației, fostul premier al Italiei Mario Draghi, dacă sunt șanse ca Iohannis să preia acest post? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Este greu de spus cine, ceea ce este adevărat, este o mare frământare acum, sunt discuții în grupurile politice, pentru că în momentul în care cade candidatura doamnei Ursula, cade toată negocierea, pentru că, trebuie să spunem asta pentru telespectatori, a fost o negociere completă, adică ce grup politic să ia comisia, ce grup politic să ia Consiliul. Noi aseară am avut întâlnire cu candidatul social-democrat pentru președinția Consiliului European. Și atunci totul se va lua de la capăt. Ceea ce este însă foarte grav este că toată prelungirea aceasta a negocierilor și a eventualelor voturi, care dacă nu se dau mâine și nu se rezolvă mâine, se amână până în septembrie, va afecta extrem, extrem de mult folosirea fondurilor europene pentru aproape un an, pentru că până se constituie comisia, comisarii și așa mai departe. Ceea ce a citit dumneavoastră ca argument adus de doamna președinta Comisiei Europene, eu vreau să reamintesc că am fost raportor pe descărcare de gestiune și este adevărat, nu mi s-a dat la cerere ca descărcare de gestiune să văd contractele. Nu că nu mi s-a dat numai mie ca și raportor din partea Comisiei Control Bugetar, dar nu mi s-a dat nici obusmanul. Acum, motivația care o spune doamna președinta Comisiei Europene, părerea mea este că ar fi trebuit să o spună înainte. Uitați în ce condiții pot eu să închei contractele de achiziții comune. Ca să nu existe suspiciunea, ci există, că, dar de ce îmi spui acum? Acesta a fost motivul. Eu cred că se complică foarte mult lucrurile și
sincer, este... Da, Grapini, vă întreb ceva. Da. Ați votat Klaus Iohannis președinte al Comisiei Europene? Doamna Porumbel, este o întrebare directă. Da, să știți că eu l-am criticat foarte despre președintele României și cu argumentare. Acum, credeți-mă că între Ursula și domnul președinte Iohannis l-aș alege pe domnul Iohannis. Bun. Da. Vreau să-l întreb pe domnul Terheș, pentru că nu poate sta foarte mult cu noi. Domnule Terheș, pleacă Ursula von der Leyen în această funcție. Vine Klaus Iohannis, să-l votați? Da, să vedem ce se întâmplă mâine la vot cu Ursula von der Leyen. Că era o întrebare continuă, dacă vine Klaus Iohannis. Dar... Păi nu știu, că el stă de obicei, nu vine, nici nu pleacă. El stă. Sau merge în vacanță. Asta e altă problemă. Haideți să le luăm pe rând. Așa. Revenind la votul de mâine, cel puțin din ce se aude pe culoarele Parlamentului European, se complică extrem de mult acest vot, tocmai în urma deciziei de astăzi a Curții, a Tribunalului General al Uniunii Europene, care condamnă efectiv Comisia Europeană și Ursula von der Leyen pentru faptul că nu a expus public și n-a răspuns afirmativ la o serie de solicitări, inclusiv a unor europarlamentari, că aici e culmea, pentru a vedea contractele respective. Curtea spune că există anumite clauze acolo care nu sunt ok să fie făcute publice, cum ar fi prețurile și cutare. Ok, hai să spunem că agreem cu partea asta, că astea sunt chestii de negocieri bilaterale. Dar să ai un capitol întreg care privește despăgubirile celor care pot să aibă efecte adverse după un asemenea vaccin, să nu fie făcute publice, să nu fie cunoscute nici de europarlamentar, nici de cetățeni, asta e ceva ieșit din comun. Ori, vă dați seama că în contextul acesta, care, vă dați seama, știrea asta acum se rostogolește peste tot în lume, nu mai vorbesc de Uniunea Europeană, nu știu care europarlamentar mâine va mai putea să o voteze în cunoștință de cauză și cu conștiința curată pe această doamnă pentru încă un mandat în fruntea Comisiei Europene. Și așa discuțiile care au fost, pentru că sunt cele trei grupuri care au creat, mă rog, o alianță, să spun, PPE-ul, SND-ul și Renew, dar nici europarlamentarii din aceste grupuri nu votează în totalitate. Deci ea mai caută în momentul de față sprijin. Bala verde a venit și la noi ieri dimineață, au întrebat-o colegii inclusiv despre contracte, n-a reușit să răspundă nimic concret, au întrebat-o despre Green Deal, adică va fi un vot extrem de complicat. Sunt șanse ca președintele Klaus Iohannis să ajungă în această funcție? Asta nu am cum să vă răspund la această întrebare acum, pentru că nici n-am auzit, doar ce am văzut în preț acum de o oră. Subiectul nu cred că cineva la nivel european pune sau și-a pus această problemă. Cred că iar se speculează din partea administrației prezidențiale, probabil, dar poate ar fi bine să întrebe și pe aici. Vreo informație de la PNL că domnul Iohannis e pregătit pentru acest post? Noi nu avem astfel de informații. Din contră, noi am primit un raport de la europarlamentarul nostru, domnul Zsigmond Mureșan, că lucrurile sunt așa cum au fost discutate și că nu vor fi mâine probleme la votul pentru doamna Ursula. Acum rămâne să vedem. Noi asta avem informația. Nu știm nimic de domnul președinte Klaus Iohannis, dar dacă mă întrebați pe mine, cred că ar fi o mare onoare pentru România ca un român să ocupe această funcție importantă. Bun, o să vedem. Mulțumesc, doamna Grapini, mulțumesc, domnule Terheș, pentru această intervenție. Vreau să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru că Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă președintele Klaus Iohannis a încercat să-l bage pe domnia sa, să-l introducă la dineul oferit de Joe Biden la Casa Albă. Domnia sa, o să vedeți ce spune, nu știe de asemenea de ce Klaus Iohannis nu a fost la dineul de la Casa Albă. Claudiu Năsui, cel care a furnizat această informație ieri dimineață, administrația prezidențială până acum nu a venit cu explicație, a refăcut traseul avionului lui Klaus Iohannis și spune așa: iată și traseul domnului Klaus Iohannis, a umplut România de rușine, lăsând-o nereprezentată la dineul șefilor de state NATO de la Casa Albă. A eșuat lamentabil în misiunea de a-l face pe domnul Ciucă să pară prezidențiabil, așa că omul a avut nevoie de încă o vacanță direct la Neptun. Acesta este traseul avionului privat de lux, închiriat din banii dumneavoastră, că tot v-au crescut taxele de 3 ori în ultimii 2 ani. Domnul Iohannis s-a dus direct la Neptun, la vila de la Neptun. E cod roșu, e cald, e bine și pentru plajă și pentru baie în apă după o anumită oră. S-a dus pentru că spune domnul Năsui. Haideți să vedem. Aveți traseul avionului, domnule. Nu, tramă, nu e niciun secret că domnul Iohannis stă la Neptun vara, adică nu este ca și cum nu știe nimeni. Haideți să vedem ce spune președintele dumneavoastră Nicolae Ciucă despre ce s-a întâmplat la dineul organizat de Joe Biden. La pactul NATO pentru Ucraina.
În poza de grup erați dumneavoastră, nu era domnul Iohannis, chiar în spatele domnului Biden, în timp ce domnia sa vorbea la prezidiu. De ce ați fost dumneavoastră în acea poză de grup, alături de alți deștepți de stat și de guvern, și nu a fost domnul Iohannis? Pentru că președinții care, sau prim-ministrii care nu au putut să participe la această ultimă activitate, au delegat reprezentanți care să participe la activitatea respectivă. Și la dineul respectiv? A fost și un dineu acolo? La dineu este vorba despre altceva. Am văzut, este da, absolut un fake că a fost înmânată, transferată invitația către altcineva, către mine, pentru că despre asta este vorba. Deci este un fake. Cei care livrează astfel de fake-uri trebuie să știe că o astfel de invitație nu se, este, dincolo de faptul că este nominală, nu se transferă ca biletele la meci. Și nu, domnul, știți motivul pentru care domnul Iohannis... Nu știu să vă spun. Nu știe să ne spună, ziceți, domnule Cataramă. Ce de ce n-a fost Klaus Iohannis la dineul organizat, doamne, de Joe Biden? Acest lucru trebuie să întrebați la Palatul Cotroceni. Să mă întrebați pe mine, că nu-mi dă mie raportul președintele ce face și nu ne dă raportul niciunui membru al Partidului Național Liberal. Faptul că nu a fost e o chestiune, dacă doriți să aflați motivul, să vă adresați Palatului Cotroceni. Dar, în rest, a comenta aberații a unor oameni care nu au o maturitate politică suficientă și bat câmpii numai pentru marketing, cred că e inutil. Adică orice aberație care îl pune, să pune, trebuie să o comentăm. Imediat o să vă răspundă domnul Viner. De ce să răspundă? Nu are ce să-mi răspundă. A fost și domnul Tâlvăr la acest summit. Domnia sa știe de ce n-a mai ajuns domnul Iohannis? Adică n-ați întrebat? Nu există nicio curiozitate în această țară, în partidele politice, pentru a afla ce s-a întâmplat cu reprezentantul României la cel mai înalt nivel la un astfel de dineu? Acum, dacă îmi permite, din punct de vedere al deplasărilor domnului președinte Iohannis, domnia sa este imprevizibil cu privire la vacanțele pe care și le desfășoară. Deci e foarte greu de spus de ce nu a participat, însă din punct de vedere al reprezentativității României, cred că era foarte important ca România să fie reprezentată la cel mai înalt nivel, așa cum este și denumit dineul, dineul șefilor de stat, și cred că era important ca domnul Iohannis să fie prezent acolo. Motivele probabil că domnia sa ni le va spune nu știu când, însă din perspectiva mea, dacă tot ne dorim să avem români în funcții înalte, e bine să fim și la fața locului atunci când lucrurile decurg într-un făgaș normal de reprezentativitate la nivel de stat. Domnule Viner, ci că sunt aberații, spune domnul Cataramă, e fake news, spune domnul Nicolae Ciucă. Da. Acum, sigur, Claudiu Năsui are resursele lui din Statele Unite, dar referitor la factualitatea faptului că nu a fost acolo, nu a fost România reprezentată la acel dineu, este de domeniul evidenței. În rest, sigur că președintele Iohannis în ultimii ani de zile, în ambele mandate, ne-a obișnuit prin lipsa de transparență. Dacă aveau o șansă jurnaliștii români să-l întrebe ceva despre politica internă sau externă, o făceau doar în aceste deplasări unde mai făcea și mai acorda câte o conferință de presă, nu în România, de exemplu. Nu știu dacă vă amintiți vreo ultimă conferință de presă cu întrebări și cu jurnaliști prezenți făcută de președintele Iohannis. Așa că nu m-ar mira nimic din aceste lucruri. Dacă mai îmi permiteți două fraze doar legate de subiectul anterior, în România există aceeași lipsă de transparență referitor la contractele de achiziții. Personal am făcut două interpelări către ambii premieri, și Ciucă și Cioloacu, măcar memorandumul de aprobare a achizițiilor, nu contractele, Doamne ferește, dar măcar memorandurile din guvern să le facă publice, să mi le dea în urma unei interpelări. Da, de acelea semnate de acum, colegii dumneavoastră? Nici aia nu s-a putut face și acelea sunt secretizate. Păi nu sunt memorandumurile din guvern, doamna Porumbel, nu contractele. Păi orice memorandum are și o semnătură de... Da, nu erau semnăturile doar colegilor noastre de la ministerul vorbim de Ursula von der Leyen, același lucru se întâmplă și în România, exact același lucru. Păi de ce nu ați vorbit cu Vlad Voiculescu, de exemplu? Păi nu a văzut în viața lui contractele. Am înțeles. A spus-o public. A semnat niște memorandumuri de asta? Nu le are guvernul. Este dacă abilitat, îmi permiteți, un scurt comentariu aici. În momentul în care se aprobă un memorandum în guvern, acesta se face în ședință de guvern la documente secrete, dacă îmi permiteți, la documente secrete. În momentul în care s-a aprobat acest memorandum,
Dumneavoastră, USR, l-ați avut ministru pe domnul Voiculescu, care era la masă în momentul în care s-a aprobat acest document secret pe care l-a avut în față, pentru că altfel nu se poate discuta. Și asta cere și dânsul public, să se facă public acel lucru. Deci dânsul a lecturat și poate să ne spună ce se întâmplă acolo, pentru că a fost parte a aprobării acestui memorandum. Scurt, Lavinia Șandru, pentru că vreau să arăt niște imagini foarte, foarte interesante. Foarte scurt, președintele Senatului Nicolae Ciucă l-a înlocuit pe președintele României Klaus Iohannis acolo unde a putut. Unde n-a mai putut, că nu i-a permis protocolul, nu l-a înlocuit. Deci, cam asta a fost. Da, oricum, nu vreau să-mi imaginez o scenă în care la un dineu, la Casa Albă... Nici eu nu vreau să mă gândesc la ce discuții s-au purtat acolo. Bun, vreau să vă arăt o animație care este virală pe internet, doamnelor și domnilor. Ne-am arătat aici tot felul de grafice, momentul în care Donald Trump face gestul care îi salvează viața. O fracțiune de secundă, momentul în care glonțul trece și atinge doar urechea, însă vreau să vă arăt aceste imagini, această grafică și să vă dați seama... Unii spun că e noroc, alții spun că este Dumnezeu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Take a look what happened. Aceasta este animația, doamnelor și domnilor. Practic este momentul în care Donald Trump își întoarce capul și glonțul îi atinge doar urechea. Între timp apar informații absolut șocante. În clădirea pe care s-a urcat tânărul de 20 de ani, de unde a tras spre Donald Trump și l-a împușcat, erau inclusiv agenți Secret Service. Deci, în clădire erau agenții Secret Service, pe acoperiș era tânărul care îl împușca pe Donald Trump. Ceva absolut șocant. Există și această informație publicată de CNN. Autoritățile americane au obținut informații de la o sursă umană în ultimele săptămâni cu privire la un complot al Iranului pentru a încerca să-l asasineze pe Donald Trump. O evoluție care a determinat Secret Service să sporească securitatea în jurul fostului președinte. Au declarat pentru CNN mai multe persoane informate cu privire de acest subiect, cu privire la acest subiect. Nu există niciun indiciu că Thomas Matthew Crooks, cel care l-a împușcat pe Donald Trump, a încercat să îl ucidă pe fostul președinte și care avea legătură cu acest complot, mai spun aceste surse pentru CNN. Apare și Joe Biden, doamnelor și domnilor, cel care spune așa, să fie interzise armele de tipul celei folosite pentru împușcarea lui Donald Trump. Să vedem această declarație. Just it was an assault weapon to kill so many others, including children. It's time to outlaw them. Și vrem să mergem la trimisul special Antena 3 CNN, este în Wisconsin acum, Sabrina Preda, este la Convenția Republicană. Așteptăm discursul lui Donald Trump după tentativa de asasinare. Oricum, l-am văzut, Sabrina, pe Donald Trump în prima zi a convenției cu nu atât de multe încruntări, atât de multe zâmbete, așa cum era obișnuită audiența în momentul în care Donald Trump apărea într-un spațiu, mai ales într-o convenție republicană. Părea că este vulnerabil și nu i-a fost teamă să arate acest lucru. Te ascultăm. Bun găsit, Cătălina, într-adevăr, dar avea oarecum o satisfacție să-și vadă foștii contracandidați acum venind și arătându-și susținerea pe scenă. Vorbesc de Nikki Haley, de Ron DeSantis, guvernatorul Floridei de asemenea. Astăzi va fi o zi foarte importantă aici în Milwaukee la Convenția Republicană, pentru că îl vom auzi pe cel care a fost nominalizat pentru poziția de vicepreședinte, să spunem partenerul care a intrat în curs alături de Donald Trump, și mă refer la J.D. Vance. Ei bine, senator din Ohio, acesta va susține pentru prima oară un discurs după această nominalizare și se va întâmpla totul în arena din spatele meu, în fața peste 20.000 de oameni. De asemenea, există informații că mâine toți membrii familiei Trump vor fi aici pentru atunci când Donald Trump va susține acel discurs istoric. Mă refer aici și la Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, dar
dar și Ivanka Trump, știm fiica lui Donald Trump, care cumva s-a retras de lângă tatăl ei, a ieșit din politică și s-a retras în Florida. O zi foarte importantă. Donald Trump este urmărit de întreaga lume pentru că toată lumea este curioasă ce fel de mesaj va transmite mâine seară aici în Milwaukee. Vorbeai ceva mai înainte, Cătălina, despre cel care a încercat să ducă la bun sfârșit acea tentativă de asasinare. Foarte interesant, am aflat o informație în urmă cu doar câteva minute de la cei de la CNN. În mormântarea acelui fost pompier care a fost ucis la mitingul electoral, e bine, va avea loc mâine, în același timp cu discursul lui Donald Trump. Și de asemenea, tatăl atacatorului a vorbit pentru prima oară. Acesta a spus că acea armă pe care fiul lui a folosit-o pentru tentativa de asasinare, ei bine, a luat-o din casă și i-a spus tatălui că pleacă la poligonul de tragere, însă acesta nu s-a mai întors și atunci tatăl a anunțat autoritățile undeva târziu seara, când acesta nu a mai apărut. De asemenea, Departamentul de Stat a deschis o anchetă pentru cum Secret Service, pentru cum Serviciul Secret American a acționat în această situație. O altă anchetă este condusă de FBI, așadar rămâne de văzut rezultatele acestor anchete. Într-adevăr, au fost sunați astăzi mai mulți senatori pentru a le oferi cumva primele concluzii, niște concluzii preliminare din anchetă, însă nu au ieșit încă informații despre care ar fi acele concluzii, cine a greșit, dacă cei de la Serviciul Secret sau cei de la Poliția Locală, cumva ambele entități ar fi trebuit să monitorizeze acel loc unde a avut loc mitingul electoral. Cătălina, înapoi la tine. Sabrina Preda, în direct din Statele Unite, îți mulțumesc. Lavinia Șandru, informația că în clădirea pe care s-a urcat tânărul atacator erau agenți Secret Service pare desprinsă din ceva, o utopie. Încerc să înțelegi cum e posibil să se întâmple așa ceva. S-a prăbușit tot mitul pe care îl cunoștea o lume întreagă sau îl credea o lume întreagă despre Secret Service. Am văzut numai că trebuie să-și pună la final ochelari și să vadă ce fac cu pistolul doamnele de acolo de la Secret Service. A fost îngrozitor. Și mă uitam la imagine. Într-adevăr, am avut senzația că a fost acolo Dumnezeu. De efectiv, astăzi Donald Trump trăiește. E foarte interesant și așteptat, bineînțeles, discursul său după această sigur că da, care înțeleg că a fost schimbat în totalitate. Susținătorii lui vor fi mult mai vehemenți de acum înainte. Am văzut și discursurile susținătorilor da, cunoscuți, cum ar veni. Sigur că da, iar afirmația potrivit căreia, în momentul în care a venit Donald Trump la putere în fostul mandat, Putin s-a oprit pentru că știe că este tough, că e puternic și că nu se poate pune cu el, câștigă tot mai mult teren și cât mai mulți adepți. Vreau să vedem niște imagini. A fost un incident de securitate. Regele și regina Marii Britanii erau la un eveniment. A fost o alertă de securitate în momentul în care agenții de securitate, vedem aici în imagini, în momentul în care o scot pe regina Camila. Vedem momentul. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, ne întoarcem. O să vedeți cum se face testarea șoferilor antidrog. Atenție, au fost returnate 4 permise pentru că la probele biologice de la INML s-a demonstrat că acei șoferi nu s-au drogat, ci luaseră medicamente. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Am revenit în direct la Decisiv, doamnelor și domnilor. 4 permise au fost returnate de poliție șoferilor pentru că la probele de la INML s-a demonstrat că aceștia nu se drogaseră, ci consumaseră medicamente. De asemenea, spun cei de la poliție că 85% dintre testele antidrog au fost confirmate și de probele biologice făcute la INML. A început poliția și o campanie de informare a șoferilor cu privire la această lege pentru testarea antidrog. Haideți să vedem imaginile. Care intră în vigoare, ați auzit la televizor, cunoașteți? Acesta nu?
care conducătorii auto refuză testarea cu aparatul de dilotest sau practest, se va reține permisul de conducere pentru o durată de 72 de ore până la sosirea probelor biologice. Este foarte ok, adică din ceea ce știu, în trecut se întâmpla să dureze 2, 3, 4, chiar 5, 6 luni de zile până când puteai să-ți iei permisul înapoi în caz că erai nevinovat. Acum 72 de ore e acceptabil, e ok? Dacă ești nevinovat, tot nu este ok, te pune pe drumuri, te trimite mai departe să pierzi timp. Încercați să adunați cât mai multă salivă, cu cât adunați mai multă salivă, cu atât se albăstrește mai repede și putem efectua testarea. Ce vă pot spune până la acest moment? Din cei 27 de șoferi testați pozitiv, începând cu data de 29 iunie și până luni, pentru 24 dintre ei, rezultatele au fost confirmate pozitiv de către Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, iar pentru cei 4 care au afirmat că au consumat diverse medicamente, rezultatele au venit negative. În cursul zilei de ieri, Brigada Rutieră a procedat la restituirea permiselor de conducere a celor 4 persoane în cauză. Nu au de ce să nu aibă încredere, aparatele sunt foarte performante, folosite de toate polițiile din țările europene și nu indică acele rezultate de fals pozitiv. Doar 4 permise în momentul de față până acum au fost returnate pentru că, repet, acei șoferi nu se droganseră, ci consumaseră medicamente. Domnule senator, eu am mai adresat această întrebare. Dacă nu, cumva acele aparate antidrog pot fi calibrate astfel încât de la o anumită cantitate de substanță să semnaleze posibilitatea ca șoferul să fie sub influența substanțelor interzise? Pare că nu pot fi calibrate, deși am avut foarte multe asigurări din partea Ministrului de Interne că folosim aceleași drug teste ca și în Germania sau în alte state europene, rămânem în continuare cu aceeași problemă, eroarea pe care o dau aceste drug teste și iată în ce situație suntem, astfel încât șoferii să fie puși pe astfel de drumuri și permisul, sigur, să le fie suspendat pe nemerit. Și o eroare foarte mare, doamna Porumbel, 20%, dumneavoastră a spus aici. Poliția spune așa, 85% dintre testele antidrog sunt confirmate și de rezultatele. Deci este un procent enorm de eroare. Deci în momentul în care ai 1-2 procente mai discuți, dacă n-ai peste 10% eroare, asta înseamnă că e un lucru care nu poate funcționa în mod corect și drepturile și libertățile oamenilor vor fi în continuare încălcate. Da, în alte state cum se poate calibra acele aparate și în România nu? Nu știu, întrebare. Mie nu mi-este clar ce medicamente avem voie să luăm dacă suntem răciți și știm că trebuie să urcăm la volan. Eu ieri nu știam ce să iau, că am înțeles că dacă iau din alea se pare că m-am drogat. Nu ai nicio problemă dacă iei Nurofen. Mi-am amestecat lămâie cu miere și asta am luat. Adică, și pe urmă mi-am luat seara un... Nu zic medicamente acum. Ministrul Sănătății spune că încă lucrează la acea... Dar nu e în regulă. Listă. La acea listă, dar pe de altă parte nu face distinție această depistare a substanței interzisă sau nu, în cazul nurofenului sau medicamentelor, nu face distinție între influențarea capacității de a conduce vehiculul, da, unde trebuie anumite doze și anumită concentrație în sânge, care o face însă testele de la INML, și această depistare de drug test rapid în trafic. Pe lângă procentul mare, am văzut și alte statistici cu 30%. Mă rog, acum... Cei de la poliție spun că au înlocuit toate celelalte aparate vechi, luate din China. Asta e bine. Acum sunt cele din Germania, folosești dar... de poliția din Germania. Rămâne în continuare această controversă legată de medicamente. Și rămâne faptul că pe locul 8 dintre cauzele de accidente este consumul de alcool, de exemplu. Adică trebuie lucrat mult mai mult și la celelalte cauze, care sunt principale. Bun. Nu știu dacă mai avem timp să-l dăm pe domnul Tudose. Haideți să-l dăm pe domnul Tudose, care spune că sclavia s-a abolit. Deci domnul Ciolacu nu poate fi obligat să candideze la prezidenție. Se va fi forțat să candideze pentru prezidențiale? Doamne, asta cu forțatul, eu știu că sclavia s-a abolit mai de mult. Este dorința partidului de a candida. Dacă această dorință a partidului se întâlnește și cu dorința lui de a candida, avem o rețetă de succes. Dar ați putea să acceptați și un alt candidat care nu este Marcel Ciolacu? Deocamdată avem candidatul Marcel Ciolacu. De asta avem congres, să depun candidaturile și mai vedem acolo.
Deocamdată e Marcel Ciolacu, doar că Marcel Ciolacu nu și-a anunțat oficial acest lucru, candidatura. Mulțumesc pentru prezență. Oricum, și la PNL, sigur, domnul Nicolae Ciucă. Știm, deja mergem la Ana Maria Roman, pentru că începe News Hour-ul CNN. Cu ce ne aștepți, Ana, la ora 18? Cătălina, bună seara! Este alertă în întreaga țară din cauza riscului unei pene masive de curent. Întreruperile durează chiar și 10 ore, ce spun autoritățile și Ministrul Energiei. Imediat la jurnal, legea antidrogă a ajuns în Parlament, ce vor să modifice legiuitorii, aflați la News Hour with CNN, și începe a treia zi a Convenției Republicane. Melania Trump este așteptată pentru a apărea alături de Donald Trump pentru prima oară după tentativa de asasinat. Toate informațiile despre candidatul republican care urcă tot mai mult în sondaje, Cătălina, imediat la News Hour with CNN. Vă așteptăm. Începe News Hour with CNN. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3 CNN.